And now... Stai să mă dor pe partea asta. And now... Ah, ce bine face. The end is near. Scuze. Dragii mei, ne aflăm după un sezon întreg. În momentul de față sunt relaxat pe acest... pe acest fotoliu comodor. Dar sunt relaxat pentru faptul că vine vara, ne distrăm, ne bucurăm de muzică. Dar este ultimul episod din podcast. De aceea, mulțumim foarte frumos tuturor celor care au făcut ca acest podcast să fie urmărit, să fie șeruit, să fie lăicuit. Astăzi, dragii mei, un nou episod în fața voastră, în fața celor care ne-au urmărit, în fața celor care ne-au dat mesaje, în fața tuturor celor care au zis că merită să-și acorde o oră, două, câteodată patru ore să ne urmărească. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit, mulțumim foarte mult sponsorilor noștri, Aqua Carpatica și Vino Chateau Valvis. Mulțumim foarte mult fotoliului nostru de masaj Comoder, în care mă voi relaxa în această vară. Iar vouă vă doresc așa, să vă bucurați de lucrurile simple și, bineînțeles, să ne bucurăm de o nouă emisiune, un nou episod nebun, frumos, cu Vlăduța Lupău! Ha-ha! Și uite, de aici noi îți urăm ție distracție plăcută. Mulțumesc! 1, 2, 3! Servus, Camila! Servus, servus! Servus! Servus, da! Iată-mă! Destracă-te! Ce bine că ne vedem! Strawberry Gucci! Da, am luat așa o căpșună. Stai, ce asta? Am zis că în caz că e frig la tine, să o iau peste, știi? E frig la mine? Păi, na, n-am știut exact cum te prind. Te acopăr eu cu dragoste. 1, 2, 4, 7, 9, 7, 6 și... Ia-l-o! Hop, hop! Pâine și cu sare. Pâine și cu sare, Vlăduța mama. Da, știam că așa se așteaptă la noi în Ardeal, nu știam că și aici pe, draga mea, pe București. Nu știu unde, la ce podcast-uri ai fost, dar aici e mereu cald. Chiar se mai deschid și geamurile ca să intre răcoare. Valurile, vânturile să se răcorească. Mai, eu nu prea am fost, pentru că nu am fost așa adepta podcast-urilor, însă sunt adepta oamenilor care mă cheamă, așa că... Aș vrea ilustrație muzicală pentru adepta oamenilor. Deci romantic, adică nu puteam să nu vină, pentru mine a fost o onoare când mi-ai scris că mă inviți și bine, ți-am zis, eu ții și în mesaj, mai vrei să zic? Nu, e perfect așa, îți mulțumesc foarte mult pentru declarație, aș vrea să guși din pâinea asta și sare, puțin, probabil ai mâncat înainte. Da, mi-ai spus să nu mănânc, dar era prea târziu, poate dacă ziceai dimineața pe la 8. Bun, cine ne-a făcut? Asta vreau să eu am făcut pâinea, sare, am luat-o din Himalaya. Am înțeles. Prietenii mei, colegii mei din orchestră. Deci nu de oriunde. Nu de oriunde și așa se invită, când inviți pe cineva care s-a născut în Șimleul Silvaniei. Hova. Pe data de 8 martie. Adevărat? Martie. Ce ți-am zis, mă? 8 martie. Fimiu. Fimiu s-a născut pe 1 martie. Extraordinar. O să aibă o viață minunată. O să crede-mă. Vreau să fac un intro și după aceea imediat o să spun despre ce vorba în acestă. Dar eu mă uit pe aici că nu te-am văzut numai pe internet. Vreau să mă uit așa, adică decorul ți l-am văzut doar pe internet. Tot, na, e prima tot decor, este prima dată când mă întreabă cineva de lucrul ăsta, tot decorul l-am adus de acasă. Deci ce vezi tu aici este tot adus de acasă, în afară de pian. Și mă gândesc că sunt lucruri care te reprezintă, după cum deja îmi dau tot seama. Tot mă reprezintă. Și mi se pare așa că e foarte fain. Îți mulțumesc tare frumos. Mă integrez bine în decor. Ești de aici! Blăduța, aici te-ai născut! Fii atent ce introducere fac. Ia. Dragii mei, invitata mea de azi s-a născut de Ziua Femeii. Bine ai venit, dragă medicule veterinar, Vlăduța Marioara Rus Lupău. Bravo, un an de aplauze, băieți. Na, 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 na. Face, face, băutura. Băutura, nu? Mai eu nu sunt o noastră. De unde este piesa asta? De la noi. Nu. De unde este piesa asta? Dintr-un colaj de-a meu. Dar nu știam așa ce. Și... Bătură,
na 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 na. Ca și pâinea multă îmi place. Perfect. Ca să te ajut. Da. Am o imagine aici. Da. O să-mi desfac o sticlă de apă. Te rog foarte frumos să... Că eu am așa o problemă cu tusia și în caz că mă mai ia tusia să-mi dau așa. Aveam și un pahar aici, dar între timp a fost luat. Da, pot să beau și din sticlă, adică mă simt ca și acasă. Deși fetele nu beau din sticlă, dar vreau dacă mă simt ca și acasă... Vreau să te simți ca acasă aici și să-mi spui această fotografie. De unde este? Este de la Sala Palatului. De la emisiunea Tezaur Folcloric și este una din emisiunile mele de debut. De fapt, cred că este a doua. Prima, nu cred că o am în fotografie, dar asta este a doua emisiune și apariția mea în televiziunea română, alături de regretata doamnă Mărioara Murărescu. Mărioara Murărescu, da. Și era la Sala Palatului. Zim ce vârstă aveai aici. 9 ani. 9 ani. Cred că 9 aveam. 9 ani. Sau poate era mai mică, dar cam 9. Nu, 9 ani aveam. 9, sigur era 9 ani. 9 ani, 9 ani aveam. Că eram așa mai minionă oricum. Da. Nu ca și cum acum și mai mare, dar nu, de aia. Nu, 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 eu cred că eu cred că lucrurile astea se leagă, pentru că tu atunci aveai vreo 9 anișori, iar astăzi ai 18, 19, 31. Ce? Nu, nu, ce? Nu. Nu poți să-ți dau 31, nu pare foarte rău. Stai, stai, să trebuie băieții. Ce am spus? Wow, asta. 20, 21. Niște domni. Tu trebuie să mă fi văzut prin peculoarele televiziunii. Ai fost vreodată în interiorul televiziunii române? Normal. Și n-ai văzut un tânăr flăcău, cu blond, nu, pe acolo, la clădirile mari. Acolo, acolo. Am fost de foarte multe ori. Păi eu te... Bine, nu știu că ne-am întâlnit... Noi nu ne-am întâlnit, de fapt, așa față în față, până la nunta nașei mele la Timișoara, unde tu ai cântat cu formația. Noi n-am văzut... Da, și după aceea ne-am întâlnit la Revelion, am trecut la Pro TV. Însă, categoric, eu te știu de mic, am crescut cu piesele tale, dar acum nu vreau să zic că tu ești mai mare ca mine, no, mai în vârstă, no, no, ca să zic mai mare. Dar eu am crescut cu piesele tale și când ziceai și când zici Horia Brânciu, na. Tocmai de aia când mi-ai zis că mă inviți la podcast, ai înțeles? Da, eu vreau să îți spun un lucru. Tu ești medic veterinar. Da. Te-ai luptat 6 ani cu această facultate. De ce medic veterinar? Na, hai să explic. Deci... tatăl meu avea și are în continuare o fermă de când eram noi mici. Așa. El a lucrat la abator ca inginer zootehnist, iar mama mea este medic veterinar. Însă nu-i medic veterinar pe... adică nu profesează în ramura strictă a animalelor, adică să aibă grijă de ele. Am înțeles. Ea e pe ramura control alimente, industria alimentară, dar e medic inspector, medic veterinar. Deci medic veterinar, a terminat la Timișoara. Am înțeles. Și tu ai găsit... Și la noi în casă s-a crescut cu asta. Toată lumea am venit în veterinară, în zootehnie, animale, ferme. Și tu ai fost molipsită de... Am fost molipsită și mai am un frate de care eu sunt așa și am fost nedespărțită. Noi din clasa 1 până la facultate am fost în aceeași bancă. El și-a dorit foarte, foarte mult medicina veterinară. Eu nu știu dacă mi-am dorit chiar atât de mult, dar nu puteam să mă dezlipesc de el și făcând, nu știu, noi în casă toate nebunile cu animale, cu industrie alimentară, cu așa... am zis, ok, vin după tine. Și când am mers să ne depunem dosarele la Cluj, să ne înscriem la facultate... La medicină, la veterinară. Am văzut eu acolo, am trecut prin laboratorul de anatomie, am văzut oase, mirosea urât. Așa, și am zis, totuși, hai că mă duc la științe politice. Dar eram cu dosarul în mână. Adică de sunt... veterinară. Da. Și Bogdan, fratele meu, zicea, ești sigură? Vezi că nu o să te ajut, nu o să ne ajutăm, o să stai la alt cămin. La singur, la veterinară, corect. Bine, el, că el mai mare cu un an, el avea grijă de mine, că eram surioara mai mică. Aha. Ești sigură? Vezi că nu, nu o să stăm în același cămin, nu o să mai avem aceiași prieteni comuni. Și mă de așa, m-am mișcat, fă ce vrei. Te-am adus, dar aici te pot ajuta, știi vorba părinților, aici te pot ajuta, că e domeniul meu. Dar la politică... Dar acolo te duci și te descurci singură. Și eu când, cum eram răsățată acasă, mi-era așa, cum adică mă descurc eu singură? Adică cum? Și acum ai zis, da, bine. Și aici, no, era un coleg de-al lui mami, profesor la toxie, unul profesor la nu știu ce. Toxia asta e o ramură din cadrul... Toxicologie, de... sau unii la boli infecțioase, da. Decanul de pe atunci era la reproducere și mă gândeam, nu, totuși, dacă o știe pe mami, poate, dacă nu merit 7, merit 8, știi, că o știe pe mami, că eu așa m-am dus în mentalitatea asta noastră, românilor. Și azi, no, bine, fie. Da, după aia a început povestea. Trebuia să stăm la cămin...
Iar aici a fost o altă poveste, nu vreau să stau sub nicio formă, adică toți colegii mei din liceu veniseră la Cluj, toți cu bani, cu chirie, eu mă duc la cămin, mi se părea că nu există, s-o termina lumea pentru mine. Și zicea mami și tati, nu mă, omule, aici ai viață, aici îți faci colegi, aici îți faci prietenii pe o viață, nu și există. Și o săptămână am făcut naveta de la Șimleu la Cluj. Câți kilometri sunt din între Șimleu și Cluj? 120, cam așa. 120, în fiecare oră jumate, tanta. Da, păi eram cu 6 fete în cameră, care nu le cunoșteam și cum să stau eu cu fetele astea? Alea se uitau la mine, blăduța, na, o să-ți placă. Ele încerca să... Nu, da, da, da. Mie nu place, eu nu stau aici, 6 fete în cameră, ce... Nu. Și cât a mers naveta asta? O săptămână, după care m-am obișnuit. După care m-am obișnuit cu viața de cămin, m-am obișnuit cu facultatea... Și căminul era mixt, căminul 8 în Cluj-Napoca, pe strada Vezișei, camera 61. n-o să uit niciodată. Știi de ce? Pentru că am ținut la acea cameră și la acel pat din anul 1 până în anul 6, pentru că am stat în cămin toți cei 6 ani, până la urmă, așa de mult mi-a plăcut. Și era cămin mixt, iar fratele meu era cu băieții la etajul 1, eu eram cu fetele la etajul 2. Deci eu aveam foarte mare noroc cu Bogdan, cu fratele meu, că eram... Dacă mă enervau fetele, eu mergeam la el, adică știi? Dacă te-ai supra ceva, mă duc la Bogdan. Exact, da. Și eram și băiețoasă pentru că eram tot cu el și m-am obișnuit. După care și mami, no, mai vrei să te muți în chirie? Uite, acum dacă vrei să te muți în chirie, plătim chirie. La revedere. Nu mai vreau chirie. Nu mai vreau chirie. Și m-am obișnuit și cu căminul și cu facultatea și așa a fost începutul poveștii de medicină veterinară. Vreau să te întreb un singur lucru. În cadrul facultății, 6 ani de zile. Da. Știu că în ultima perioadă, în ultimii doi ani, ai avut probleme cu timpul pentru că începusei să cânți. Da. Da, zi. Da, ideea este, în timpul facultății, ai avut pe cineva drag, o fată sau un băiat de care ți-a devenit prieten? Da, o colegă de cameră. Deci eu când am fost în anul întâi, fata era cred că anul 4 și am stat în aceeași cameră până ea a terminat, era anul 6, deci 3 ani, anul 4, anul 5, anul 6, 3 ani și ea mi-a rămas foarte, foarte bună prietenă. Acum, într-adevăr, ea stă în Alba, eu stau la Cluj, nu prea ne mai vedem, dar ea a fost cea mai bună prietenă, o cheamă Anda. Și... Te pup, Anda! Te pup, Anda, dacă o să vezi, știi că e vorba despre tine. Și... cu ea am avut așa o legătură, cu colega mea de cameră. Și mă și învăța când trebuia să învăț la anatomie și la lucrurile esențiale din anul întâi, când abia atunci începeai să bagi nasul în carte, ea tot timpul mă învăța, uite, trebuie să înveți asta, vezi că te ascultă din asta. Și mi-am dat seama că vorba lui mami, că zicea, în cămin, o să ai noroc că te ajută colegii mai mari, ceea ce atunci când zicea, mi se părea niște prostii, adică nu există pe mine să mă ajute cineva. Mi-am dat seama că, uite, da, într-adevăr, colegii mai mari te ajută în cămin. Bogdan nu te-a lăsat să te apropii de băieți în timpul facultății? Da, nu, eram așa, adică, nu. Aveam pe vremea un gagic de la mine din Șimleu, cu care oricum mă certam că el era acolo, era la Cluj, nu prea. Și ce faceți acolo? Lasă-mă, sunt cu fetele acum. Exact, eu când mă învățam în camera de lectură, știi, și lași cartea în camera de lectură ca să nu îți ocupe locul ceilalți. Aha. Aveam așa câte un bilețel, aveam câte o floare pe carte, pe când mă întorceam. Na. Eu cred că te-ai avut o viață frumoasă în facultate. Eu nu pot să spun același lucru pentru că n-am stat la... Fratele meu a stat la cămin, dar eu am venit în București prima dată pentru televiziune. Și după aceea, după un an, am intrat la facultate, la UNATC și de atunci... Tu erai deja ca bogații, la apartament, la casă, la... Când e vorba de TVR, draga mea, bogat nu e sinonim cu TVR-ul. Asta ca să știi da, mine. Da, înțeleg. De 7 ani am fost iubitor de frumos, iubitor de oameni și permanent învățăcel. Ăsta a fost un lucru foarte important la mine. Dar pentru că tu ai fost... la tezaur folcloric, pe care l-ai și recunoscut. Eu mi-aduc aminte cu foarte mare drag că tu ai cântat o melodie acolo pe care acum toți telespectatorii, urmăritorii care sunt acolo, vor să te asculte. Numai că puneți tu puțin căștile așa, să auzi dacă sunetul este potrivit pentru tine, acum pentru tine. 20. Dacă e bine, atunci dăm voie tu să... Tu zi-mi numai titlul și eu îți spun dacă e adevărat sau nu. E, nu, îți dau chiar versurile! Codrele cu frânza rară, da, evident. Asta a fost, în poza pe care mi-ai arătat-o, asta a fost cântată, dar eu am fost prima mea apariție în Tezaur folcloric, a fost la
4 ani jumătate, doar că înregistrarea tot încerc să fac rost de la TVR, poate mă aude cineva și mi-o dă. Poate mă aude cineva. Atunci era realizatoare Maria Tănase Marin și tot încerc să fac rost de filmarea aia. La măcar 4 jumătate? 4 ani jumătate și numai nu reușesc, am scris pe toate mail-urile din arhiva TVR-ului la toți oamenii de acolo, de la arhive și nu dau de ea, nu știu, până mă duc să bat la ușă. Asta a fost prima ta apariție la televizor la 4 ani jumătate? 4 ani jumătate, da, și atunci am cântat o piesă care nu e asta. Vrei să zic? Ia zi. Stai. Floricea mândră pe creangă, la, 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 sunt micuță să le jacă, la, 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 la. Floricea mândră pe creangă, la, 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 sunt micuță să le jacă, la, 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 la. Și jom! Păi și am poalele tărcate, la, 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 de măicuța mi-a lucrat, la, 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 la. E foarte frumos, cât de frumos. Mă, fata asta are talent, mă. Mulțumesc. Voi simțiți talentul? You can feel the talent? Sunt și oameni din Anglia pe aici. Mulțumesc frumos. Nu sunt încălzită, nu sunt nimic. Draga, păi nu, păi... Tu vrei pălincă? Nu. Tu vrei pălincă? Nu, no, scuze-mă, tu vrei horincă? Nu, no, ai horincă. Eu trebuia să vin cu pălincă, dar pentru că sunt de vreo 3 zile în București, n-am putut să iau pe avion. Aici, dar data viitoare, când vin cu mașina, ți aduc. E, da, data viitoare. Acum să luăm pălincă pentru noi. Codrule cu frunză rară. Ia să vrem. În engleză, burn it, baby, burn it. Nu știu că-s pregătiți, băieții. Eu nu credeam că-s pregătiți. Ai la, ai la, ai la, da, codrule cu frunza rară. Ai la, ai la, ai la, da, mi-ai fost ca sona șovar. Ai la, ai la, ai la, codrule cu frunza rară. Ai la, ai la, ai la, Osca sona șovar. Am trăit, codrule, în tine, la 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 la. Și n-am dus grija la lume, la 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 la. Ai, ai, da, se înțelege perfect plăcuța cu ea. Sașa, șo. Ai, la, ai, la, ai, la, pe cărării cât am umblat, măi. Ai, la, ai, la, ai, la, n-am purtat. Ai, la, ai, la, ai, la, pe cărări cât am umblat, măi. Ai, la, ai, la, ai, la, dar doar la nimeni n-am purtat. Pe codrule cu frunza deasă, la, 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 la. Mi-ai fost casă, mi-ai fost masă, la, 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 la. Zile, zile! O cântată! Stoată. Ai, la, ai, la, ai, la, am trăit cum n-am gândit, măi. Ai, la, ai, la, ai, la, și la izvor m-am răcorit. Ai, la, ai, la, ai, la, am trăit cum n-am gândit, măi. Ai, la, ai, la, ai, la, și la izvor m-am răcorit. Și-am dormit pe crengi de brad, la, la, la. Doar la nimeni n-am purtat, la, 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 la. Ai, la, ai, la, ai, la, n-am știut de-ai rău ori bine. Ai, la, ai, la, ai, la, dar n-am ținut seama la lume. Ai, la, ai, la, ai, la, am umblat cum umblă vântul. Ai, la, ai, la, ai, la, da, și nu m-a ajuns urâtul. Câteodată m-am gândit, la, 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 că ești raiul pe pământ, la, 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 la. Și-aș mai sta în tine o mare, la, 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 la. Codrule cu frunza rară, la, 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 la. Bine, bine! Uite, mă, s-a adus aminte de piesa de la 9 ani, mă. Vai, și nici n-am mai gândat-o de mult timp. De foarte mult timp, da, ai gândat. Mai m-a luat așa cu emoții, cu transpirații, cu astea. Te-ai descurcat bine. Mulțumesc. Zim dacă totul e în regulă, dacă... Ah, ai comandat un ceai, o cafea?
nu știu eu. Un ceai? Un ceai, te rog să-ți pregătești ceaiul. E sunetul ok, mai vrei mai tare, mai încet? Vioara mi-a plăcut un pic sau mai tare cu mine, dar e bine, e bine, că avea ce ne încălzim. Te rog frumos să-i dai Vioara acasă. Stai, să înțelegi, băieții sunt formația ta, nu? Da, ei sunt sclave alături de mine în slujba muzicii. Am Doamne ajută. Poate să fii și formația mea de astăzi. Că văd că se pricepe. Băi, eu cred că e momentul... Eu cred că e o idee bună. Eu cred... Băi, aș vrea să... Stai puțin, tu cânti cu anumiți rapsozi. Rapsozii Maramureșului, colegii mei, da, formația mea. Dar, no, ce să zic? Iartă-mă, dar trebuie să facem o schimbare, colegi? Vine a fost la ideea tine. Mea. A fost ideea, vă rog frumos. Doamne și domnilor, vă prezint în concert special la podcast Rapsozii Brânciului. E bun, e bun, e bun. Păi, ce e bun? Dăm aia. Dă mai încoace. Veniți încoace, copii. Rapsozii Brânciului. Pregătiți, nimeni. Da, atenție, noua trupă. Nu m-am zis să te ridici ca să facem o poză. Da, eu noua trupă, noua trupă. Eu acum vă mai. Așa, uite-l mai frumos. Uite-l mai frumos, mai sunt. La. Așa zi-te mai omule. Atenție, așa. Da, băi. Deci vreau să le văd părerea prece și rapsozii Brânciului. Da, vă invităm la nuntă. Astăzi facem nuntă mare. Astăzi facem nuntă mare, da. Vlăduța e sărbătoare, la. Mulțumim frumos, la revedere, gata. Sunteți foarte tare. Gata, pa copii. Dar de unde le-ai făcut rost de recuzită? Păi, de ale noastre. Cum ai zis că vrei rapsozi aici? Am făcut rapsozi de aici. Ce tare. Dar bineînțeles. Auzi, eu acum mă dă cu tu chiar, te-ai pregătit pentru întâlnirea cu mine. Adică... Nu, am puțin. Opriți puțin. Oprim puțin podcastul. Vlăduța. Da. Ai zis bine unde ne-am întâlnit, la o nuntă în Timișoara, dar ultima noastră întâlnire a fost la Revelion. Din păcate, eu la Revelion n-am apucat deloc să vorbesc cu tine, iar singura mea fotografie cu tine este asta. Da, eu da, stând da, lângă... da, da. Deci atât. Da, înțelegi? Și eu le-am primit și eu pe urmă de la... Deci atât. Eu cu Vlăduța n-am apucat să vorbesc. N-am apucat să fac nimica și vreau neapărat să-mi iau astăzi revanșa. De aceea vreau să... O să facem mai multe poze, ca să am și eu. Și să avem așa, dar sper că nu ne mai întâlnim iar peste un an sau peste vreo 10. Nu, nu. Vlăduța, nu facem poze. Facem playlisturi, pentru că așa se face. Și că mergem la nuntă. Facem program de nuntă astăzi. Bun. Perfect. Băieți, pregătiți, da? Din capul locului vreau să te întreb un lucru. Eu, după toate informațiile mele, știu foarte clar că tu ai făcut o nuntă în pădure, dar tu n-ai apucat să faci petrecere, adevărat? Adevărat. Dar am făcut și cununia civilă și cununia religioasă. Bun. Și așa cum ai spus, cununia religioasă a fost așa de poveste în pădure. În ce pădure era? Într-o pădure din lângă satul Cluj. Soțului meu. A, de unde e el? Din Căprioara. Așa se numește satul. Căprioara, județul Cluj. Dacă întreb un american, de unde este soțul Vlăduței? Din Deer. de unde e? De Deer. Din Căprioara, zici. Da. Și acolo era o pădure frumoasă. Da, și acolo ne-am gândit noi că ar fi potrivit. Adică eu vreau să fie ceva mai deosebit. Ai reușit. Pe vremea, de fapt, când toată lumea căuta catedrale, locuri, centru, opulență, așa, și am vrut să fie... Atunci nu era ca așa cum avem pandemie, că te limitai la 50 de persoane și într-un loc mic. Și ce an era? În ce an? 2000? 2019, adică chiar înainte de pandemie. Păi, că în 2020 primăvară a venit pandemia, dar 2019 și până în 2019 toată lumea vrea fast și opulență și așa. Și m-am gândit să fie cununia civilă și religioasă, strict pentru sufletul nostru și pentru noi. Și atunci am zis, bă, undeva unde să nu fie semnal, undeva să vină oamenii strict pentru noi, oameni care se bucură lângă și alături de noi. Și atunci am zis, hai aici în pădure, nu este semnal, nu este nimic, doar Dumnezeu te vede și doar păsările, dacă mai erau, așa că eram deja noiembrie. Și niște urși, eventual. Nu erau, nu erau. Erau în vacanță. Și de-aia am ales să facem acolo, după care ne-am dus... Asta a fost cununia civilă, după care ne-am dus la biserică. Din sat și... Și? Acolo am păi spus, nu, da. Nu, eu vreau să spun că asta e nunta. Păi asta e nunta? Nu, asta e nunta. Asta e petrecerea. Acum e petrecerea la nuntă. Bun. Ești gata? Să-l sunăm și pe Adi, să vină și el, nu? Nu, pot să-i spun, dragă, el este prezent aici. Începem cu melodii de nuntă. Bun. Deci, mai, alo, asta toată lumea. Asta o mi-o cânt tu mie. Uite ce, eu sunt specialist. Da. Nu sunt prea, eu cânt anumite piese astăzi special pentru tine. Așa.
Eu cred că vara asta va fi plină de nunți, zic eu. Așa și va eu fi. Cred că din când în când ar fi bine să cântăm și noi Take Your Bride, Take the Day Off. Ia spira să ziua bună! Ia fii atent! Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mamă, de la frați, de la surori mari, la grădina cu deci mireasă nu tăceamă. Bine, bine! Astăzi e ziua ta, măi, să urăști pe tatăl tău, măi, băi, să iubești pe socrul tău, să urăști pe mama ta, măi, să iubești pe soacră ta, măi. Aici e mai greu. Aici o să zică mai greu fetele. Taci mira să nu mai plânge, că la măicuța te-i duce. Când o face plopul mere și răchita micșunele. Când o face plopul nuci, mă, atunci la părinți te duci, mă. Băi, ce piesă, ce piesă grea, ce piesă. Dar spune-mi chestia asta cu ea, mireasă ziua bună. Te întreb, ea se cântă de fiecare dată, la fiecare nuntă? Eu nu cânt aproape niciodată. Niciodată nu cânt? Niciodată, niciodată. Și se cântă foarte mult în Maramureș, dar nu varianta asta. Asta e varianta asta mai de sud. Și care e varianta de nord? Ceva de genul, dacă mai ține bine. Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la frați, de la surori, măi, de la grădina cu flori. E mai dulce. Da, e mai ca la Maramureș. Dar spune-mi un lucru. Eu n-am cântat asta că m-am căsătorit. Nici mie nu mi-a gădat, dar nimeni mai ales când am avut nici petrecerea. Da, n-ai avut. O facem acum. Noi facem acum repertoriul de petrecere. Bun. Dar piesa asta, de fiecare dată e așa dură, domne, gata, te căsătorești, uită părinții, te concentrezi. Bine, îți dai seama că așa e cânte, cu așa era pe vremea bunicilor, poate, dar acum nu e așa, adică, nu? Acum păi da, faci nuntă și să fiți uniți și cu părinții și cu socrii și cu mergi la mama, mergi la tata, mergi... Nu e așa gata, nu mai vezi. Dar de ce era categoric așa? Păi așa era... Cred că până la urmă folclorul este inspirat din viața omului și așa era atunci, poate se luau din sate diferite și atunci nu mai mergeai, că n-ai avea mașină sau, nu știu, scooter sau trotinete, să mergi, da, să mergi zilnic la părinții tăi în celălalt sat. Cred că așa era. Eu că folclorul inspirat din viața omului. Eu te întreb asta pentru că tu dacă tu cânti de la 4 ani și jumătate, de la 4 ani tu cânti. Eu am descoperit lucrul ăsta citind despre tine, informându-mă despre tine. Tu de la 4 ani cânti. Tu cred că ai fost pe la toate festivalurile. Am fost. Și le-am acasă multe diplome și premii. Care e cel mai frumos pe festival la care ai fost tu? Cel mai frumos este și cel mai mare la care am câștigat și este vorba de Festivalul Maria Tănase. Am câștigat marele premiu și trofeul festivalului. Câți când aveam 16 ani. Eram la limita inferioară de vârstă, că se e categoria de vârstă tineri, dar la Maria Tănase nu există tineri sau nici nu știu cum se numește acum, adulți sau nu știu, seniori, nu știu, da, de la 16 la 31. Și eu mi-am făcut curaj și m-am dus la 16 ani. Te caută cineva? Dar nu sunt, nevastă, sunt cu și m-am dus, mi-am făcut curaj la 16 ani și am zis, și așa, am timpul la 31 să tot mă duc. Măcar să încep de tânără. Facem un efort de memorie. Pentru că n-am fost la festival atunci când ai câștigat-o la 16 ani. Care e piesa cu care ai câștigat?
Mai ții tu minte? Mai ții tu minte? Măi, dragă Marie, măi, dragă Marioana. Știu, dar nu mai știu să cânt, cred că aseară. Știu că se numește Aseară mi-am pus război. Aseară mi-am pus război? Dar nu mai știu, efectiv nu mai știu. E vorba de Război de Țesut. Da, Război de Țesut, Doamne. Băi, da. Dar ce duplicitare sunt versurile astea. Și o doină, bineînțeles. Doamne, dar nu mai știu cântecul ăla. Deci, o să-mi retragă premiul cei de la Marisorescu, de la Craiova. Alo, bună ziua, suntem de la Craiova. Vă retragem premiul dumneavoastră. Am văzut podcastul cu Horia Bregiu. Și n-ați știut. Noi. Nu mai știu. Eu cred că tu ar trebui... O am pe o casetă. Când o să faci spectacolul Sala Palatului Vlăduța Lupă, tu te mai copii. Vreau să vă spun. Vreau să vă spun ce am trecut. Uite, aici era atmosfera de festival. Uite, aici am cântat asta și am luat premiul cu asta. De ce? Pentru că astea sunt niște vârfuri artistice, cred eu. Corect, ai dreptate, dar atunci în concurs, tu știi bine că este un juriu de specialitate și trebuia să cânti cât mai autentic. Piesa asta, Aseară mi-am pus război, era foarte autentică și reprezentativă zonei mele. Cred că cu piesa aia acum să mă duc, nu știu, la o nuntă sau la o petrecere. Nu ar merge. Exclus, nu m-am băgat din seamă. Ar știa că le stric nunta, știi? Nunțile, ceva de genul. Vlăduța, lumea să nunțile sunt nunți. Petrecere, da, sunt exact. Asta e o petrecere. Da. Noi acum pregătim playlist-ul. Sala Palatului, Sala Palatului. Acolo poți să gândi ce vrei. Dar, pentru că acum e Rapsozii Brânciuri aici, eu cred că trebuie să începem să cântăm, practic să facem show. Îmi pare foarte rău, dar asta e... Copii, să ridicăm paharele, să-i dăm drumul! Bun! Deci să facem, măi, dă-i drumul acolo! Bun, vreau să te aud cum o cânt! Vlăduța, dulce! Hai! Ia să fie liniște, măi, concentrați-vă, măi, alo! Cum dau clapa mai tare? Stai așa, stai! Stai mai tare, ia, te vorbești acum! Seara asta facem show, cântă Vlăduța din nou. Horia Brânciu e cu noi și petrecerea e nătoi. Seara asta facem show, cântă Vlăduța din nou. Horia Brânciu e cu noi și petrecerea e nătoi. Dai și voi să vă petreceți cu noi. Ne iubește lumea, asta-i cu mă inima ta. Hai și voi să petreceți cu noi. Tot așa e Horia și Vlăduța. Asta e, îți stă bine. Să vezi dacă nu vezi la nuntă barat. Ridicați paharele, iar faceți la petrecere. Și Vlăduța e cu voi și petrecerea e în doi. Ridicați paharele, iar facem senzații. Horia Brânciu e cu noi, nunta o să fie în doi. Da, hai și voi să vă petreceți cu noi. Da, tot așa, că ne iubește lumea. Așa, că vă cântă Horia și Vlăduța! Si, si! Aha! Continuă! Ah, bun! Găsim paharele! Paharele! Aha, paharele! Seara asta facem show, cântă Vlăduța din nou. Horia Brânciu e cu noi și petrecerea e în noi. Ridicați paharele, sunteți la petrecere. Horia Brânciu e cu noi și petrecerea e în noi. Da, hai și voi să vă petreceți cu noi. Da, tot așa, că ne iubește lumea. Rapsozii Brânciului. Rapsozii, ăsta îmi place mie, Rapsozii Brânciului mea. Iartă-mă, draga mea, dar lucrurile se precipită. Da. Pentru că
gata cu pâinea și cu sarea. Și cu ceaiul, stai să mai augură, că vă trecem la lucruri mai serioase. Lucruri serioase. Doamnelor și domnilor, în meniul de nuntă au intrat așa apă Aqua Carpatica, vinul rosé Chateau Valvis și surprizele se țin... Surprizele se țin lanț. Și în continuare avem și un... Avem ceva. Avem. Mai avem ceva. Dacă nu, muzica este reținută de Rapsozii Brăiciului. Tu n-ai cunoscut-o pe Andreea, pe cum să nu? Dar ea întreabă să-ți spună ce am zis când am intrat în curte. Ce ai zis când ai intrat în curte? Tu ești fata lui Horia Brăciu. Ne-am cunoscut la Revelion. Băi, fantastic. Tu nu mai ții minte. Păi nu era acolo ea? În primul rând vreau să spun că destinul la Revelion, încă o dată, poate n-a înțeles lumea. Eu nu știam că mă întâlnesc cu tine la Revelion. Și am stat lângă tine. Cât s-a făcut filmarea, cât a fost Revelionul, vreau să spun că mă tot gândeam, eu așa sunt, când sunt în prezența unei doamne domnișoare, unei femei, zic, băi, cu ce pot să o ajut ca să o văd zâmbind? Și eu, dacă atunci nu ți-am adus toate zâmbetele, eu cred că e momentul. Copii, da-da-da, da-da-da, un, doi, trei. Cine vine? Cine intră? Tot gătite de tine! Numai eu am gătit aici! Ce numai miros, vrem pâine! Ce miros! Și tu mi-ai zis bine să nu mănânc! No, fain! Deci, iartă-mă, draga mea, dar am hotărât să fac așa. Eu nu sunt... Adică sunt un fan al mâncării românești, dar platourile astea sunt speciale. Se vede. Aș vrea să spun că aceasta este o parte de cașcaval cu roșii și ceapă, iar aici sunt o felul de... Nu știu să-ți spun exact. Nu știu să spun exact ce fel de carne. Asta știu că e tobă. Cine o tăia porcul? Cristi. Cristi a tăia porcul. Am înțeles. O să gust puțin din fiecare. Băieți, voi ați mâncat sau asta numai pentru mine? I-am mâncat, da, sigur. Și asta numai pentru noi doi, da? Da, numai pentru noi doi. Am înțeles. Poți să-mi cum pun... zice Smiley, doar noi doi și noaptea. Poți să-mi pun și într-o pungă să duc acasă? No. Dar nu sunt o problemă. Bun. No. Asta... Și oamenii ne văd acum că noi mâncăm și ne facem viața aici, nu? Deci, oamenii... Ca la nuntă. Aperitivul. Mă, asta e nuntă ce facem noi aici. Sarmalele le ai? Nu știu, dar vrăduța le vrea pe toate deodată. Nu știam că... Oare așa faci acasă? Măi, bărbate, te vreau pe tot, te vreau tot. Ce faci acasă? Păi nu da să știu dacă ești pregătit, dacă nu să avem timp să dăm un mesaj la un prieten până... Pentru tine sunt pregătit. Bun. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit și îți doresc un an nou fericit. Jumate că te-a rămas din el. Mulțumesc, Horia. Asemenea, doresc și eu ție sănătate și multe concerte pline de oameni care te iubesc. Îți mulțumesc tare frumos. Și de multe aplauze. Hai să trăiești la mulți ani. Vreau să te întreb un lucru. Unde l-ai cunoscut pe iubitul tău? L-am cunoscut la o cântare. La o cântare? Da, și uite, tot l-am întrebat, la toate lumea am răspuns la o cântare. Hai să-ți spun cap-coadă. Eram la facultate, cred că anul 4 sau anul 5. Un coleg de al mamei mele, profesor la o anumită materie, ca să nu-i dau numele exact atunci să prinde lumea, știi? Să-l ținem secret. Așa. Era în politică și a făcut o petrecere... Surpriză. Nu, o petrecere din asta, așa, cu politicieni, cu colegii lui din politică. Așa. Și le cânta ceva formație de prin Cluj, nu știu ce, și zice, hai și tu până acolo, la Căprioara, exact în satul soțului meu, acolo și cântă-și un program. Și eu, încântată, mă cheamă profesorul, mă ducă, poate, mă ajută și pe mine cândva cu ceva. Da. Bun, dar eu așa, i-am zis la mami că trebuie să mă duc la o cântare. Eu atunci nu prea mergeam la cântări, știam 10 cântece, mă înțelegi? Adică știam cântecele de concurs, doină, cântec de concurs, dar da, dar niciodată nu ai făcut un program așa de lung. Dar nu eram pregătită pentru petreceri eu, nu aveam formație, eu n-am terminat o școală de muzică, știam piesele de concurs. Și zic, bă, să mă duc, dar dacă nu știu cânta acolo formația, dacă nu știu ce, dar zic, hai că totuși câteva cântece știu să mă duc și eu până acolo. Bravo. Am luat mașina, i-am zis la mami să-mi dea mașina, că eram la Șimleu și era și vacanța. Aveai deja carnet? Da, că eram la facultate, dar era vacanța mare. Mm-hmm. Și eram la Șimleu, nu stăteam la Cluj. Și am zis să-mi dea mașina, mi-a dat mașina și m-am dus. Și acolo erau, nu mai știu, cred că vreo așa, vreo 20 de oameni, nu era mult, la un lac, vara, na, și mă gândeam, ce caut eu aici? Și ce, cum să găsesc aia cu războiul? Da, cum să exact. Doina exact. La... Da, norocul meu era că fiind politicien, erau cântece patriotice, nu știu, treceți batalioane, eram...
A, îmi plac astea? Da. Eu mor după ele. Drum bun, drum bun, tobabate, drum bun, brav români. Cântecele patriotice am fi absurd să zicem că nu ne place, pentru că atunci înseamnă că nu ne iubim țara. E adevărat. Bun. Și am început să fac ciubuc, ce crezi? Pe puținele cântece pe care le știam. La un moment dat, vine așa un jeep să lase ceva acolo, mâncare, nu știu. Și era de fapt Adi să aducă tatălui lui sau, mă rog, cineva de acolo, grea și tatălui la petrecere, ceva. Așa ne-am văzut. N-am văzut, am stai, să asculte patrioticele mele un pic, văd că fac bani. Deci tu l-ai ținut pe el în fața ta cu cântece patriotice. Da. După care a plecat, nu cred că l-am impresionat foarte tare. Da, dar i-a rămas în minte. Sigur. A mai venit odată, tot în aceeași zi, și mai făcut un drum, a mai venit cu ceva acolo. A mai adus el ceva. Un tort ceva, nu știu sarmale. Chiar nu știu ce mai adus. Dar după aceea am plecat acasă, era, nu știu, Facebook sau High Five-ul pe atunci. Da, cred că totuși era Facebook-ul. E Facebook, da. Mi-a dat cerere și de acolo tot. Am, ca și prieteni vorbeam. Dar ăla a fost început, așa ne-am cunoscut. Și atunci trebuie să zic, și profesorul ăla nu mi-a dat bani de drum, nu mi-a dat bani de nimic, adică ce o să fac asta ce buc? Eu n-aveam nici bani de motorină, înțelegi? Eu luam și oameni la ocazie dacă trebuia ca să acopăr pârleala. Auzi, da, te întreb eu acum, pentru că asta e una dintre cele mai formidabile vești și știri. Adi s-a îndrăgostit de mine pentru că am cântat și am rămas în suflet pentru că am cântat cântece patriotice. Te întreb o singur lucru. Mai ții minte vreun cântec patriotic pe care l-ai cântat atunci pe scena aia? Da, știu sigur, Treceți Batalioane. Asta l-am cântat, cred, de vreo 6-7 ori. L-ai cântat de 7 ori? Păi le plăcea oamenilor, nu mai știu, ceva pe acolo, erau deputați la tot și le plăcea. Și nu-mi pare rău, uite, vreau să zic acum că nu-mi pare rău că domnul care m-a chemat, domnul profesor care m-a chemat, nu mi-a dat bani de drum, că și-a meritat toți banii drumul ăla. Înțelegi? S-a schimbat destinul drumul ăla. Da, exact. Puteam să trec eu cu mașina acolo să duc ceva. Erai prea departe de Căprioara. Eram la Cerbul de Aur. Exact, erai pe undeva, pe la Calatis, pe la Astia, pe la Cerb. Da, eu... Da, asta a fost începutul și uite, acum l-am spus cap-coadă. E foarte interesant și îmi place lucrul ăsta, numai că pentru... Vezi, totul se facem un slalom printre piese, printre playlist-ul de nuntă. Acum că ai Rapsozii Brânciului, acum că am cântat melodii cu un BPM accelerat, acum e cazul să ne gândim la niște melodii de suflet. De inimă. Na, care? De inimă. Pentru că inima noastră, Vlăduța, ne punem casca, drăguța. Cântăm împreună? Uite, scrie acolo, e duet clasic. Da, văd fiecare să facă. Săracă inima mea, săracă inima mea, iar thank you.
ești un lac generos și omul drag. A fost Vlăduța! Mulțumesc! A fost... Eu niciodată n-am cântat piesa asta în duet cu nimeni, niciodată. O facem la Revelionul 2022. Pentru că la Revelionul 2021... Clar. Nu, 22, ai cântat cu toate fetele din Vladou. La 2023... Hai piesa cu mine! Alo! Alo, aș dori... Aș dori cu producătorii Revelionului 22-23. Exact. Da. Avem o piesă. Da, sunt... Da, Rapsozii Brânciului. Da, da, în concert. Live... Vlăduța și Horia cum? Da, putem, știau, putem. Știau de săracă. Nu, 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 nu Vlăduța nu-i sa... nu. Săracă e cu inima. Da. A, o crezi că zi-o săracă. Doriți un concert întreg? Da, vă căutăm noi. După ce mi-ai spus că ai făcut nunta într-o pădure, mi-am dat seama foarte clar că tu nu ești străină de pădure, ție îți place foarte mult pădurea. Sau pădurii. Ceea ce se întâmplă și cu mine. Toată copilăria mea am fost în pădure. Ce pădure? Am cules ce culegi și tu. Ciuperci. Ciuperci. Cribe. Deci le cunoști. Deci recunosc. Nu mor de foame dacă... Nu, nu. Dacă mă trimiți într-o pădure și zici, Horio, du-te în pădurea aia nouă și ia acum ciuperci. Deci, șampinionii sunt aia albi, frumos, care, nu înalți, care miros... frumos, ca un parfum aș putea spune, dar mai sunt ăia înalți, nu știu cum le spune științific, dar sunt ăia înalți ca niște microfoane. Eu în pădure am început să cânt. Când am, deci exact ca niște microfoane, nu, jur că așa e. Sunt niște... Hribi? Sau care e așa cu... Sunt cu căciulie de microfon. Știu care, dar nu știu nici eu cum se numește. E, atunci îi luam din pământ și până să-i dau lui tata, cu tata mergeam, începeam să cânt. E adevărat că odată. Și asta, iată, o exclusivitate pentru acest podcast, nu știu al cui e, dar vă spun că atât de mult mi-a plăcut ciupercile, încât la un moment dat începusem să mănânc. Atât de frumos miroseau proaspeți așa, din pădure și am crude. Început să... Noroc că tata a venit și mi-a zis, ce faci mă copile? Păi uite ce frumos e asta, roșu cu alb. Nebună, din aia, nebună. Din aia, nebună, otrăvitoare. Și a zis, vino. Și de atunci, 3 săptămâni, am făcut spălături stomacale. Serios? Da! Doamne! Știți cum sunt alea stomacale? Nu vreau... Ce vârstă aveai? Mă, cred că aveam vreo mai puțin de 10 ani. Puu! Periculoasă treaba ai făcut. Dar, da, nu dar... cu microfonul, dar cu mâncatul. Ce animale mai ai văzut în pădure când ai fost? Ce ai culoasă ciuperci? Niciun. Nu. Iepuri. Cel mult așa o căprioară. Acolo la pădurea bunicilor. Dar nu am văzut animale. E, în Brașov sunt și mistreți. Dar nu de ăștia mici pe care... Le-ai cântat? Era un mistreț cu vreo 5... Era scroafă cu pui. Scroafă cu pui. Aia e și periculoasă. Da. Ghiciți care a fost instinctul meu? Să mângâi. Să iei un pui, să furi un pui. Să mângâi. Nu mă, n-o să mă sui în copac, mă, că de asta ți-am spus. Când vreți. De asta vreau să vă... Dacă vreodată se termină cu podcasturile. Facem un podcast în pădure, lângă hribi. Deci în aculeze, de în care umple găleata primul. No, e greu, mă. Nu, e greu. Depinde ce pădure. Te chem la noi acolo, la căprioara, și dacă e așa primăvara, după ce dau ploile, că știi că atunci ești ciupercile. Deja sunt intrigat de această căprioară. Trebuie să văd cum e. Te așteptăm cu drag. Și atunci s-au lăsat bunicilor mei în Aleuș. Acolo găleata umple așa, urgent. Vorbesc serios. Serios. Acolo vin. Dar până una alta vreau să te întreb și vreau să-mi spui dacă Adi a fost la CFR? Da. Ce? A jucat la CFR? Da, a jucat. El, de fapt, a început la Ucluj, a fost portar la Ucluj. Uh-huh. Și știi că Uclujul cu CFR-ul e așa. Așa. După care, nici nu știu exact istoria exactă, a plecat la CFR și a fost...
treilea portar, a fost al doilea, au jucat și odată gen primul portar, dar a fost foarte greu pentru el pentru că era Arlauskis, care era cel mai bun și nu prea poți să iei locul. Adică e ca și cum m-aș duce eu acum să-ți iau ție locul. Ceva draga de genul. Mea, draga mea, cred că avea succes garantat. Glumez, nu știu, ca și cum mai mergi acum să iei locul Donnarumma, na, știi? Bă, dar văd că fotbalul ei... Da, dar de mică mi-a plăcut fotbalul și mă uitam cu tati și făceam pariuri care câștigă. Așa, și a jucat la CFR. De mică ai făcut? Da. E formidabil și frate, mă făcea același pariuri cu X și 0. Ți-am zis că dacă aș fi fost băiat... Pronosport era, nu? Bine, la pariuri nu am băgat, Doamne ferește. Am zis că dacă eram băiat, sigur jucam fotbal sau făceam echitații de performanță. Da, acum între noi. Uite, da. Nu ne aude nimeni. Tu știi... Ai fost vreodată pe stadion la CFR? No, bine, normal. Bun, și acum te mai întreb încă o chestie. Da. Săriți să mă întreb? Știi imnul CFR? Forța, forța CFR. Deci cum ai zis? Tu ai în hova. Am fost prim puși pe fapte cu echipa Clujului. Tu ai nume. Tu ai nume și renume. Forța, forța CFR. Ca toți ardelene nume. Forța, forța CFR. Luptă, luptă și învinge. Forța, forța CFR. De noi nimeni nu se atinge. Forța, forța CFR. M-a lăsat mască fata asta. Dar cum? Na, bine, am adus la meciuri și când nu-l știam pe Adi și mă duceam la meciuri la CFR. Nu cred așa ba ceva. Ba da. Am fost și la, nu știu, hai să nu zic neapărat de CFR, am fost la, când a fost meciul ăla tare în Franța, România-Franța, la deschiderea... Păi ai la stadion, bă, 23 august. Pe 2, în Arena Națională. Cine joacă? România-Franța, când a jucat. Ah, da. Păi da, noi... acum, mă, păi ne-am fost acolo să facem poze înainte și am anunțat spectacolul. Am fost acolo, am fost, bineînțeles, la echipa mea preferată la PSG. Cel mai mare vis mi s-a împlinit acolo, nas. Poftim? Ce? Stai. Nu, la Parc de Princes, la Paris. A fost și arena. A fost la un moment dat. Păi a fost când au pierdut. Când a fost. Când a ratat Mbappé ultimul gol. Mbappé și a zis, am ratat. Da. Stai puțin că tu... Sunt temă puțin. Aici, dacă ai vrut să mă prinzi, nu mă prinzi. Nu, pe mine mă tentează, iertați-mă, colegi, dar pe mine mă tentează chestia asta cu fotbalul. E... Da, stai, ești pasionat de fotbal sau... Nu. Atunci să știu că n-are rost să discut cu tine. Adică discut dar cu băieții. Dar tu ești pasionată de fotbal? Da, dar eu discut cu băieții, dacă nu, ce faceți băieți? Care sunteți? Bă, tu vezi-ți de Craiova ta să fii atât la dat acolo. Craiova? Și... El nu vorbește despre fotbal, că e rapidist. Ah, le lasă că... Bine să ții cu echipă. Băi, formidabil. Las că în 1923 s-a născut un mit. Vlăduța. Da, hai să nu deviem. Vorbesc foarte serios. Da. Vreau să te întreb. Așa. Și vezi că turiști foarte mult răspunzându-mi la asta, dar te rog. Da. Ești microbistă? Poți să zic că ești microbistă. Care e cel mai tare fotbalist după tine? Bine, aici depinde. Care îmi place mie cel care mai mult și toată lumea. Tu nu știi? Cine? Neymar. Adică nu există. Le știe toată lumea. Stai. Jingle de test. Stai un pic, stai. Nu. Vreau să ceva. Nu, jingle de test. Ce poze am eu aici? Jingle de test. Perfect. Și acum mă întreb despre el. Da? Acum dacă ai măcat momeală, ce să-ți fac? Doamnelor și domnilor, iar acum... Deci, de trei ori te-am întrebat, de trei ori mi-ai răspuns cu cu un entuziasm de ăsta feroce. Să mă dea mare. Nu dacă nu răspunzi, o întrebare să nu dai răspunsul și Neymar care ne privește, cum să-i zic, salut, salut? Ce să-i zic? În ce limbă vrei? Ola. Care ăla? Ăla. Deci nu mă interesează pe mine, fii atentă la întrebările mele. Băi, să fiți cu mine. Nu știu. Sunt absolut convins că nu știu. Da. Prima de încălzire. Oh. La ce echipă joacă acum Neymar? Bine. Paris Saint-Germain. PSG. Bun, Franța. Zic, nu? A doua întrebare. Făcut așa, m-am speriat. Ce zodie este Neymar? Vărsător, cred.
5 februarie. Bă. Da, mă, băi, asta e încălzirea, mă, băi! Alo! Stai, scuze-mă. Stai. Ca la fotbal. Eu nu știu să plec. Cu microfonul aici. Aoleo. Eu nu... Asta e. Bine, Andreea, bravo. Atenție. Urma să mă întrebi în ce dată ai născut? Care este numele complet al lui Neymar? Neymar Junior Santos. De Santos sau ceva de genul. Da Silva Santos Junior. Da Silva Junior. Santos. Nu nimic, așa, nu nimic. Silva. Trei întrebări bune până acum. Bun. La ce echipă a debutat Neymar? La Santos. Asta este încălzire. Da, zi. Trebuie numai grele, mă. Pe ce stradă stă Neymar? No, bine. Stai, 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 glumeam, asta e glumă. Bun. Dacă știam, mergeam deja să fac o poză. Bun, bine. În ce an s-a transferat la Barcelona și care a fost prețul transferului său? Anul, nu cred că îl știu exact, aici cred că... Nu mă interesează, nu m-a răspuns corect la întrebare! Îmi răspuns la întrebare, corect! Păi a fost... Stai să nu stricăm decorul. Da. Cred că un milion și ceva, dar nu știu exact cât. Îți bine? În vara anului 2013, FC Barcelona l-a cumpărat pe Neymar de la Santos contra sumei de 57 de milioane de euro. M-am greșit, da, nu? Ai greșit cu 56 de milioane. Cu banii, nu mai știu cu matematica. Perfect, bine, bine. Bun. No, bun. E ok, hai una treacă de la mine. Bine. Câte goluri a marcat Neymar pentru Barcelona? Bă, dar le știam, nu, mă fac și de râs. Putem opri. Oh, mă, leu. Bă, asta nu știam să răspund. Nici... Știe cineva? Nu, puțin. Nu, cineva? Puțin. Nu puține. Nu puține. Către ceva cu 7. Are un 7 în cifre? 105. 105. Am scris 105. Pentru Barcelona în noiembrie 2021. A depășit Borna de 400 de goluri. 136 pentru Santos, 105 pentru Barcelona, 90 pentru PSG și 70 la echipa națională a Braziliei. Braziliei, da. Să zici... Vezi, și erau și când mai aud oameni că, adică mă rog, ca la toată lumea este hate, este un hater. De ce? Undeva. E, nu știu, citești la comentarii, ce, nu mai joacă, nu mai e bun, nu mai știu ce. Dar fă ce a făcut omul ăla până la vârsta lui și după aia poți să-și spui nu-i bună. Nu zici așa când tu te uiți la televizor și mulți se minte. Doamnul și domnilor, nu medic veterinar, este avocata lui Neymar, Lăduța Lăpău. Perfect, mergem mai departe. Câți copii are Neymar? Un băiat. Dacă îmi zici când e născut, cad aici și bleșin. Dacă îmi zici când e născut, nu știu, rapsozii Brenciului cântă cu tine toată vara la anunți. Gratis. Gratis, oh! Nu-mi place să... 2011. Nu. 2011, bravo! Dar în ce lună? Nu știu în ce lună. În luna august, pe 24, pe nume David Luca. Luca, da. Și acum, dacă sunteți așa tari, vreau să vă ascult... Și ai nevoie la ajutor din colegii mei. Prieten? Da. Care este mâncarea preferată a lui Neymar? Pâine cu sare. Ceapă cu slănină. Bun. Orezul cu fasole și carne de vită, cartofi și ouăle. Dar cine ți-a zis astea? Astea sunt documentate, Vlăduța. Crezi că... O să le întreb. Poate să mai schimba preferințele. Bine. Și încă un lucru, asta așa ca tot ajutor din partea publicului. Cum arată o zi perfectă pentru Neymar conform spuselor lui? Cu prietenii. Cu prietenele mele. No, se poate și așa. Citat. Să mă trezesc la ce oră vreau, apoi să joc puțin poker și să dau o tură de PlayStation. După aceea m-aș întâlni cu prietena mea, Vlăduța, și m-aș relaxa. Pardon, Vlăduța nu era aici. Nu că am așa pe prietena lui. Și acum ultima întrebare... care te poate salva de cele la care nu ai putut răspunde. Da. Fii foarte atentă. Da. Deja mi-e pic să... Care este piesa preferată a lui Neymar? No, nu știu. Seara asta face un show. O fată hoinară, nu știu. Deci, nu, fii atenție, niște. Nu spune niciunul dintre voi, că ăștia știu. Ăsta e dansul de la piesa lui preferată. Păi ăsta e dansul lui de la toate piesele. M-a știi tot despre... Nu știi. Poți să întrebi băieți, ajutați-mă. Păi băieții știu că i-am pregătit
Aha. Ne-am pregătit. Ne-am cântat la nuntă. Da, bun. Și eu aștept să mă duceți cu voi. Deci, măcar la un botez. La ziua lui ceva, că el mereu ține ziua cu artiști mari. Deci așa aceasta este piesa pentru că ți-o dau ție acasă, dar o să ți-o cânt eu pentru că nu o știi. Refren, atenție! Na 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 na. 1 2 3 și ce ce re ce 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 re ce 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 re ce 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 re ce 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 ce. Gusta la mia e cose ce ce re ce 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 re ce 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 re ce 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 re ce 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 ce. Gusta la mia e cose, nu știu ce scrie. Asta e. Deci aia e piesa mea preferată. Slabe gusturi are. Da, așa am zis și-o. Slave gusturi. Bă, băiatule, mă, nu mai îmi place de tine. Băi, nu care cumva să intri în gura Vlăduța, no. Că... No, deci, no. oricum, eu n-aș fi crezut că putem aduce atâtea informații. Știi foarte multe despre el. Într-adevăr, ești o fană de nivelul 10 minus. Mulțumesc frumos, ești drăguț. Nu, adică mai știam, dar astea cu numerele nu le știu, n-au exact câte goluri și așa și câți bani, asta nu mă interesează. Vlăduța. Știu că e foarte Vlăduța. Bun. Zi-mi e ceva de Sinatra și îți spun orice. Câte soții a avut, câți copii a avut, cum o chema... Pe ce dată ai născut? Pe ce dată ai născut? Câți bani lua la o cântare? Exact. Aha. Și cât de la formație? Hai. Băi, dar bă, dar bă, bă, era psozii Brânciului. Avem o vară plină de nunți și vă bate joc de ele? No, câte cântări avea pe an Frank Sinatra? No, asta mai întrebați tu, câte răspuns, băi, fii atent, vă dau și răspunsul ăsta. De timp de război, nu. Fără număr. Băi, Marius Văduva, știam din Târgoviște, băiat drăguț. S-a dus totul, relația noastră e din... Da, vreau să vă spun că... Ceea ce nu știți despre el, s-a întâmplat să nu aibă cântări deloc după război. Da, și-a avut probleme cu vocea și de fiecare dată, lucruri la care de fiecare dată mă gândesc, zic, bă, dacă telefonul ăsta n-ar suna, alo, domnul Brânciu, veniți să cântați la Șimleul Silvanie? Sigur că da. Domnul Brânciu, veniți să cântați la București? Domnul Brânciu, veniți să facem o la sala radio, la sala Palatului? Da. Dacă nu ar suna, noi ce-am face? Răspuns, podcastul. Da, n-am putea face. Deci de fiecare dată, toți artiștii din lumea asta așteaptă un singur lucru. Că e impresar, că e manager, că e agent și așa mai departe, așteaptă să sune telefonul. Și sună telefonul dacă se întâmplă un singur lucru. Dacă te iubește lumea. Dacă nu te iubește lumea, zici așa. Dar ar naiban. Întinde telefon, că nu mai sună. Închide telefonul. La mulți ani, Vlăduța, bine ai venit la podcast! Mulțumesc frumos! Ani frumoși! Sănătate, Neymar! Hola! Doamne ajută, schimbă-ți gusturile la piese! Deci l-am cântat niciodată melodia asta. Care-i cântată de toți românii. Neymar, ascultă! Ce de ei mereu numai de mine. Tu ești pentru mine un pacoste și nu pot ca să mai scap de tine. Ai venit când nici nu te aștepta și-ai împrins în suflet vâlva ta. Nu mănânc și soamnă. Băi, pentru prima dată, stai că, stimați urmăritori, noi n-am mai cântat și n-am făcut repetiții în sensul ăsta. Noi doar ne bucurăm de un platou cu... De toate. De toate și muzica românească. Mai iau o brânzică. Te rog să iei o brânzică. Bună. Te rog să iei o brânzică. Așa ce, palișer? Uite, eu te-am urmărit. Foarte, foarte atent. Și am văzut că... Ce-am făcut?
Ce-am făcut rău? Fii foarte atentă. Pe conturile tale de social media, ai multe fotografii. După poveștile tale îmi dau seama exact cum s-a întâmplat, pentru că tatăl tău, zootehnist, te-a învățat cu animalele, ți-a arătat animalele, ți le-a prezentat și așa mai departe. Știu care e vaca, care e calul. Bun. Care este cel mai frecvent animăluț din ferma ta cu care ai făcut poze pe internet? Câinele. Dar nu e din fermă, e din curte. Sau, mai sau? Făcut și cu porcușorii. Cu porcușorii? Da, cu porcii. Deși, taică meu are fermă de viței. Am înțeles. Răspunsul nu-i bun. Da. Da. Dar cu ce am făcut? Noi vrem să participăm la ferma ta, pentru că dragostea ta de animale trebuie să fie punctată, trebuie să fie subliniată. Și m-am gândit, dacă tu, împătimită, medic veterinar, împătimită a animăluțelor, să le oblojești, să le mângâi, să faci poze cu ele, eu cred că e momentul să îți aducem o surpriză foarte mică, zic eu, mică, dar foarte frumoasă. Vie? Vie. Ce? Să intre... Ce? Rățuși, cu rățuște, am poze cu rățuși de nimă. Vai, nu, asta chiar că-i tare. Ce faine, de unde le-ați furat? Mă, ce faceți, mă, Lolec și Bolec? Deci Lolec și Bolec au venit aici, uite de la ei. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Stau cu capul în apă și codița în sus. Stau cu apă în apă. Nu știu care e capul sau coada. Hai, ziceți-mă. Unul este Bolec și altul este Lolec. Microfoanele s-au mâncat. Ciupesc microfoane. Hai că mai ai și tu. Tu doi, eu doi. Fiecare cu rațele lui. Ce faine. Zi drept de unde le-ați ciordit. Nu le-am ciordit, dragă, de nici ce... Mama lor unde-i? Să știe de dispariția lor? E la țară. E la țară. Deci, iartă-mă, dar acești simpatici rățoiași, ăștia trebuie să iei cu tine acasă. Deci cum îi duc pe avion? Băi, nu știu, îi pui, spui că sunt comandă... Zboară. Mă, da, cred că li foame că se mănâncă de unghii. Serios? Pe bune că-i duc acasă? Da, ăștia să-i tăi. Dar pregătiți-mă o cutie atunci. Pregătiți-mă o cutie. Am pregătit cutia. Vai, ce tare-s. Dar când te-ai gândit de să aduci rățuște? Păi, să fie în ferma mea. Păi sunt fotografii. Hei, ce? Păi cu noroc. A făcut căcăluț. Uita, dar uite pe ce piesă. Pe, dar ar naiba în dragoste. Dar ar naiba în tine, rățușco. Vai, no, asta da, cum e? Deci, o să zic așa, te-ai... Frumoasă. Și te-ai făcut la aripioară și te-ai născut. Stai. Unde plecați? Au concert, cred că. Rapsozii. Au o nuntă și vor să prind. Măi, dar uite cum mă ce... Stai că le-i foame. Le-ați dat să mănânce. Da, tocmai am mâncat. Da, de aia, am sunt înțeles. Sunt în creștere, dragă, sunt în creștere. Deci, ce așa, faines. Eu când i-am văzut prima dată, am zis, ăstea-s desene animate. Am zis, jur, ăstea. Pui pe aici, Benz. Am o poză cu rățuștele pe Facebook, da, uite, cineva știe, și am făcut și un TikTok, le-am băgat în apă, le-am spălat, le-am... Bine, ele sunt de apă, normal. Vezi că-ți mâncă... Amuleu. Personal, orchestra. Cristiane, da. Mănâncă chitara. Lasă-o mănânce, că eu n-am mâncat pe eu. Rățuștele mele pe apă s-au ce faine, asta chiar că e tare. Dar mânea să nu intri cu o pisică, că pisicile nu-mi plac. Nu-ți plac pisicile? Doamne, să nu vină cu pisică. E foarte delicat pentru că Andreea... Bine, îmi plac, dar nu să am acasă în bloc una. Nu? Nu. Noi avem foarte multe pisici și de aceea e foarte greu să le ținem noi. De aceea ți le vom... Au! Ți le dăm de neam ție. Hai să punem, le punem în... Da. Ușor, ușor. Pregătește-le. Câte doi? Nu ne grăbim. Pregătește-le cutia. Și celălalt copil. Vrei să le dai un nume aici? Ai patru nume pe care
Putem să facem botezul aici? Ai nume? Păi știu că dar am pus de cum le punem numele, știi? Cum? Și aveam eu o poză așa cu ea pe Facebook, cu două răduși și am zis cum să-i cheme. Cum? Și am o listă lungă acolo, trebuie să aleg de la ce au spus fanii. Știi măcar să țin și cu ei. Da, vă rugăm foarte frumos să îi denumiți pe toți patru. Pentru că i-am primit de la podcast, unui pod, unui cast. 2-10, 2. Neymar, Messi. Neymar, Messi, ăla Mbappé și Ronaldo. Ronaldo, unde ești tu, mamă? PSG. Exact, care își aleg. PSG aici, îți mulțumesc tare frumos. Deci am o echipă bună. Haideți copii. Dar nu știu, cineva trebuie să ne cumpere până la avion, că dacă nu mă lasă, ce fac cu ei? Îi las pe acolo. Rezolvăm, totul se rezolvă, draga mea. Bun, dar vreau să te întreb un lucru. Da. Tu, în viața ta artistică, ai trecut prin multe surprize. Și cred eu una dintre ele a fost muzică pentru copii. Da, am încercat. Bine, nu am încercat. Am făcut două piese pentru copii, dar nu le-am făcut cu un anume scop, adică cum e în ziua de astăzi, pentru vizualizări, pentru un caser pe YouTube. Nu, le-am făcut de dragul nepoatei mele. Cum se numește nepoata ta? Nepoata mea se numește Aiana Vlăduța Lupău. Aiana și Vlăduța Lupău, adică... Aiana Vlăduța Lupău. Exact. Că este fata fratelui meu. Și Aiana de unde? Nu cumva din desene animate? Nu știu de unde e. Aiana? Nu era Aiana? Da, dar nu cred că de acolo. Nu știu de unde i-au pus maică sa și taică numele. Dar știu că Vlăduța o cheamă după mătușe sau după mine. Am înțeles. Și pentru ea, pentru că are 2 ani acum, 2 ani și 3 luni, dar pentru că se tot ia la desene, a zis și pentru că mă adoră efectiv, a zis hai să fac ceva, să văd dacă recunoaște, sau să fac un cântec, niște desene, ceva pentru copii. Și ce cântec ai făcut? Motanelul Jucăuș și la o peretă. Și m-am jucat cumva. Cum se numește motanelul cum? Jucăuș. Îl ai pe aici? Pe motanel? Uite-l că l-are. Motanelul Jucăuș cu ochii ca de mărgel. Doamne și domnilor. Nu. Doamne și domnilor. Introducerea. Vreau să vă spun că Vlăduța se pregătește pentru a fi mamă. Și cum poți să te pregătești mai bine decât creionând piese pentru copii, pentru că nu-i așa, ai noștri copii trebuie adormiți, trebuie liniștiți. Și cum altfel decât cu Motănelul Jucăuș? Returnele și asta. Motănelul Jucăuș cu ochii ca de mărgele și blănița ca de pluș face zilnic numai rele. Motănelul Jucăuș cu ochii ca de mărgele și blănița ca de pluș face zilnic numai rele. Motănelul mi-e pe plac, dar cu el ce să mă fac, că-i arde numai de joc și nu-i cu minte deloc. Toată ziua miau, 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 cere ceva să-i mai dau. Cum să-l fac eu cu mințel pe micuțul motănel? L-am prins ieri pe motănel în cămară la smântână. L-am certat un pic, iar el m-a cam scâriat pe mână. L-am prins ieri pe motănel în cămară la smântână. L-am certat un pic, iar el m-a cam scâriat pe mână. Motănelul mi-e pe plac, dar cu el ce să mă fac, că iar de numai de joc și nu-i cu minte deloc. Toată ziua miau, 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 cere ceva ca să-i dau. Cum să-l fac eu cu mințel pe micuțul motănel? Astăzi motănelul meu a alergat după o rățușcă. L-am prins una, oleu, luați-l de aici că mă mușcă. Astăzi motănelul meu a alergat după o rățușcă, iar ea strigă mușcă. Motănelul mi-e pe plac, dar cu el ce să mă fac, că iar de numai de joc și că nu-i cu minte deloc. Toată ziua miau, 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 cere ceva să-i mai dau. Cum să-l fac eu cu mințel pe micuțul motănel? Aplauze! Mulțumim! O să zic că lumea a dat o Horea Brenciun ale copiilor. Aoleu, păi asta vreau! Fii atent aici! Eu regret că nu am putut
să te întâlnesc atunci când făceam tip-top, mini-top. Eram încă în... Dar tu aveai vârsta perfectă. Da, da, tip-top, mini-top, cred că erau doar copii cu muzică ușoară, nu? Nu, nu. Dacă îmi cântai orice fel de piesă pentru copii, era perfectă, mai ales că... Nu, nu, nu. În ce an era tip-topul, când mai știu? Eu am început să-l prezint din 97 până în 99. Bun, eu pe vremea aveam 6 ani, perfect, între 6 și 8 ani, dar tip-topul era la București, nu? Da. Eu nu aveam bani să vin la București. Dar de ce mi-ai zis, veneam eu la problemele astea nu trebuie să se mai faci de azi înainte. Da. Ai rapsozii Brânciului. De azi înainte, da, am înțeles. Ai încă o dată fotografia. Acum am rapsozii Brânciului, dar mai am tip-top, mini-top. Și nu mai încadrez la vârstă, da, da, știi, noi putem să le facem pe toate. Aș vrea fotografia cu rapsozii Brânciului, vă rog, și Vlăduța Lupou. Perfect. Toate melodiile de lumea asta sunt cu Mărie, cu Mărioară, la mulți ani. Mulțumesc, fain. Dar e singura melodie care are acest nume incorporat. Am dat zore în mahala. Deci, singura care are acest nume incorporat. Deci trecem de la Ileana la Ion. Aha. De la Ion la Ileana. De la Ion la Ileana. Nu-i decât un singur pas. Ca să înțelegeți ce înseamnă 2 ani de pandemie și fără cântare, acum cânt orice. Iese dăm un cântec patriotic și îl rup. Deci, eu cred că și datorită cântecelor patriotice, noi am învins în războiul de independență. Cred că acolo, știi că Deșteaptă de Române este încă din 1850, din secolul 19 compus. Și, bineînțeles, aș putea spune că la versurile acestea a participat puțin și familia mea. Ia să văd, care e istoria? Da, nu avem timp pentru un podcast atât de mic și... Păi așa, pe scurt. Deci, piesa e făcută de Anton Pan, iar versurile, odată cu istoria țării noastre, ele s-au schimbat. Și la un moment dat, piesa, într-o anumită formulă, a ajuns la Brașov. Și de acolo, ai mei, din familia mea, au pus și ei câteva versuri. Astfel încât au... Avem acum Deșteaptă de Române undeva mai exact la în șchii Brașovului, dacă ai fost vreodată acolo la Biserica Sfântul Nicolae. Acolo am copilării și eu. Și mă bucur. Nu știu dacă ai spus chestia asta de foarte multe ori. Nu, e prima dată când o spun.
Și cine din familia ta? Bunicii, străbunicii? Da, bunicii, străbunicii. Au fost, de fiecare dată, am avut un ochean și o sabie. Asta e o chestie pe care îmi stă pe creier. Deci ai mei au luptat în ambele război mondiale și au adus acasă o salvă de tun, un cartuș de tun și o sabie. Acel înveliș de tun îl mai am. Am făcut din el o vază, ca să vezi. Da, super, super mișcare. Am transformat război în pace. Iar dincolo de asta, mi s-a spus, bunica mea zicea, vezi că dacă ești cu minte, îți dau sabia de sus, cu care bunicul s-a luptat. Toată copilăria mea, fraților, am căutat sabia în pod. Și acum cred că undeva în pod, unde n-am căutat exact, n-am găsit-o, dar cum sunt multe povești în șchei, iacătă am adăugat și una, nu vă spun aia cu Solomon. Știți pietrele lui Solomon? Da, și acolo ai o piatră. Nu, dar Solomon, urmărit de vrăjmași, a sărit peste piscuri. O săritură formidabilă. E bine, după ce a sărit peste piscuri, pentru a nu fi prins, paloșul și corona lui cu nestemate, cu aur, nu știu ce, a îngropat-o la rădăcina unui copac. Deci toată copilăria mea am căutat sabia și paloșul, sabia bunicului, paloșul și corona lui Solomon. Nu le-am găsit. Dar nu mă dau bătut. Primul lucru când mergi acasă la Brașov, pun mâna pe continuă căutările. No, dar nu mă duc singur, mă duc cu copiii, mă duc cu Andreea. Mm. Cum ți se pare vinul? Iartă-mă că te întreb. Eu nu prea sunt cunoscătoare de vin. Na, știi, de mine tot vinul e la fel. Și la fel, toată berea e la fel, tot e la fel. Crezi că în playlistul nostru de nuntă se poate strecura piesa asta? No, bine. Da, dar asta nu-i de joc. Adică la nuntă o cânti dimineața, când îi trimiți acasă pe oameni. Păi dimineața? Da, nu vă trimitem acasă. Dimineața, e dimineața acum. E spre dimineață la nuntă. O cânt și eu de multe ori pe asta, dar nu când îi trimit acasă pe oameni. Uneori la petreceri mai cânt. E vorba de băutură. Așebe oamenii buni, așebe oamenii buni. De când e sâmbătă până luni, păi de sâmbătă până Blăduța. Luni, mă! Așa be oamenii, frați. Asta e. Așa be oamenii, frați. De când? Da, sâmbătă până marți, da, sâmbătă până marți. Păi așebem cares cu cecuri, așebem cares cu cecuri. Care să ia? E sâmbătă până miercuri, de sâmbătă până... Lăduța! E strofa noastră. Așa pe oameni ca noi, sănătate! Așa pe oameni ca noi, de sâmbătă până joi, de sâmbătă până joi. Așa pe oamenii tine, just. Așa pe oamenii tine, zi, Lăduța, de când? Sâmbătă până vineri, hai de sâmbătă până și zi așa, vineri, mă! C-așa be și eu cu tata, c-așa be și eu cu tata, într-o sâmbătă, într-alta, faină treabă, într-o sâmbătă, într-alta zile. Și de neapucă sâmbăta, zi, zi. De neapucă sâmbăta, păi bem tătă săptămâna, păi bem tătă săptămâna. Și-a venit mai lucrurile nimeni. Așa!
de ce ne-am adus eu Horinca? Ia o străpastă. Ce n-ar fi Horinca la podcast? Ce n-ar fi Horinca asta? Ei, niciodată n-aș se bat. Ei, niciodată n-aș fi poveste. Bravo, băi! Da. Iartă-mă, dar noi acum trecem în revistă toate nebunile care s-au întâmplat în România, de la bucăți de... La băutură, la nuntă, la ia-ți mireasă ziua bună. Trecem așa, în caz că ne cere cineva să fim pregătiți. Tu trebuie să-mi spui tot ce e pe suflet astăzi, dar, în principal, pentru că... Andreea, da. Avem noi încă un fel pe care l-a cerut Vlăduța încă de la început? Te rog foarte mult. Puteți mai iau brânzică. Iau brânzică, dar pentru că dorința ta este lege pentru noi. Mă vreau și îngerut. A, sarmale. Dragii mei, să începem. S-o rezolvat? Dar știi că după ce... Fix ca la nuntă, fix ca la nuntă. Omule. Dumnezeule mare, niciodată n-am mâncat sarmale așa bine aranjate. Bine, dar fii sincer. Zi. Erați pregătiți înainte și eu chiar am pus întrebarea la fix sau... Da. După întrebarea mea ați comandat sarmalele? Răspunsul este da. La oricare. Nu. Erau? Păi, vezi? Na, bun. Dar știi că la nuntă după ce dai sarmale trebuie să pleci acasă. Pui plicul și pleci acasă. Nu. Cred că nu ai stat tu până la capătul nunții. Ai plecat prea devreme. Deh, aveai, te grăbeai, aveai cântare, te chema Adi acasă. E bine, mai există un moment în timpul nunții, dar nu ți-l pot spune acum. Deocamdată îmi cer mii de scuze, colegi. Mii de scuze, dar eu respect tradiția românească. Dacă nu zic gust din această frumoasă... Mai vreau să zic un secret. Eu mănânc mămăliga cu pâine. Glumesc. Dragă Blăduța, vreau să știu un lucru de la tine. Da. Numai unul? Deocamdată. Vreau să te întreb, tu cum rămâi suplă? Ți se pare de la Revelion m-am... Am mai pus câteva sarmale. Nu, când te-am îmbrățișat, am simțit că ai slăbit din nou. Ce s-a întâmplat cu tine? Suferi în dragoste? Doamne ferește, Blăduța, suferi în dragoste? Nu. Genetica mea e așa, părinții mei sunt slabi, dar și... nopțile pierdute la evenimente, lipsa de mâncare, adică noi suntem tot pe fugă, n-apucăm să mâncăm, poate prind și o dimineață și mi se face foame la sarmale, dar cam asta, ăsta e secretul, foamea. Eu cred că în ultimii, tu zici că în pandemie tu ai cântat în permanență? Nu, vezi? Deci, îmi explici mie cum te menții, faci sport? Nu-mi place deloc sportul. Nu-ți place sportul? Nu, pentru mine mi se pare un chin să mergi la sală, să-ți bagi joc de cine. Dar nu te duci la sală. Dar cine a zis că te duci la sală? Uite. Da, te-am văzut că tu ești la tenis, te-am văzut. Aceasta este o rachetă Regin, nu se mai practică. Deci, asta, așa făceau străbunii noștri, da? Deci, eu când eram mic nu aveam această rachetă, că dacă aș fi avut rachetă, aș fi făcut mai... Dar eu zic că toate mișcările astea trebuie să le pui la punct. Dacă vrei să ai primele ore de tenis, ți le dau cu siguranță. Când eram mai mică și eram în tabără la mare, așa? Am făcut câteva ore de tenis, atunci, așa, strict în tabăra respectivă, dar mi se părea foarte greu. Trebuie să ai și mușchi, nu! Picioare, trebuie să ai... Dar le putem forma pe astea. La 31 nu le mai formez. Și nici n-am de. Întreabă-mă, dragă Horia. Da. Întreabă-mă. Dragă Horia. La cât ai apucat tu de tenis? Ce întrebare interesantă, Vlăduța. Da, răspuns da. Răspuns cu 5 ani în urmă. La 45 de ani. Și nu ți s-a părut greu? Prima dată. Solicitant, adică. Deci m-am primit o rachetă. Am primit o rachetă de la o sportivă. Se numește Ana Bogdan. Nu. Nu, Ana Bogdan mi-a dat o sportivă. E o tenismenă cunoscută în România. Și mi-a dat o rachetă. Uite, poftim racheta. Și am zis: "Am să încep totuși, că după ce o să mă întâlnesc cu ea și o să trebuie. Auzi, racheta aia ai folosit-o?" Și o să zic: "N-am avut timp. Cum am să fie? Am pus-o în ramă, nu pot să pui una." Și am început. Prima dată, Marius m-a bătut de m-a zvântat. Joci tenis? Și acum,
cred că povestește copiilor lui. Între timp a avut doi copii după meciul ăsta. După ce m-a bătut la tenis, s-a dus acasă. Sosie, nevastă, l-am bătut pe Brânciu. Și doi copii. Direct. Bă, asta e bine, acum să nu facă toți așa, merg. Merg la tenis, după aia merg acasă. Da. Sosie, hai. Mă rog, cu PSG, Neymar nu prea. Așa, ok. zic, bine, m-ai bătut? Toate bătăile pe care le-am luat în primii 2 ani m-au ambiționat de așa manieră încât după aceea... Mai luat bătaie. Cristiana, te rog frumos! N-am mai luat bătaie, m-a ambiționat și am pus totul la punct. Păi, în general, înfrângerea te ambiționează. Da. Asta... Este o lege extraordinară. Și concurența. Asta. Înfrângerea și concurența. Dacă nu le ai pe ăstia, mi se pare că nu mai ai ambiție să mergi mai departe. Zim sincer, dacă există concurență în piața de... muzică de petrecere. Da, există concurență în orice și cred că oamenii ăștia care fac sarmalele au concurență. E adevărat. Da, în orice, la vin, la apă, la efectiv foaia asta pe care o scot poate mai multe fabrici. Concurența există la orice, în orice domeniu, în orice. Dar, la muzica ușoară există? Eu cred că există și e bine să fie așa. Eu cred că e bine să existe concurență, e bine să te uiți în permanență orice informație ai despre muzică și să le studiezi pe toate. Dar pentru că deja am devenit familiar și suntem la o sarma în timpul programului de nuntă, te întreb dacă ai vreun idol în muzică. Dacă tu la 4 ani jumătate, la 4 ani când cântai, de la cine te-ai inspirat? Adică ai auzit la radio ceva? Ai văzut la televizor ceva? M-a inspirat foarte mult... Dar nu-i vreo voce feminină și nu-i vreun solist vocal. Mm. Era vorba de maestru regretatul maestru Dumitru Forcaș. Sigur că pentru da. Mine era zeu și rămâne veșnicie un etalon în care era mea. Mi se părea că... Îți plăcea sound-ul ăla de Da, și mi se părea că printr-un instrument, adică nici măcar prin voce, prin cuvinte vorbite și altfel transmis prin cuvinte, printr-un instrument, omul ăla... cum era și coloana generică a tezaurului, da. Fiind singura emisiune la care mă uitam când veneam duminica de la biserică cu părinții mei. Era singura emisiune de gen. Și de gen, da, și în rest nu mă uitam eu la televizor. Mai uitam la teleenciclopedia, mm-hmm. Să vede seara când era la bunici. Și mi se părea că printr-un instrument să fie atât de mare. Și cam acolo a fost. De așa, voce feminină îmi plăcea și îmi place în continuare. Doamna Veta Biriș, doamna Seva Negrean, Furduiancu... numele mari din folclor românesc sau din muzica de petrecere, alți oameni, dar pentru mine maestru Dumitru Forcaș a fost etalonul și după aia 1, 2, 3, tot Dumitru Forcaș și abia după aia restul. Dar în alt gen muzical a intrat vreodată cu privirea, cu urechea? Așa da, ascult toate genurile de muzică. Uite, în muzica românească. În muzica adică muzica ușoară sau... Uite, fii atent aici. Tu, peste puțin timp, o să-ți faci un spectacol de factură proprie. Sub semnătura Vlădu Sălupov. Și pe scenă o să inviți niște oameni. Am un spectacolul meu, doar că e la Cluj, nu e la București. De 5 ani concertul primit, meu. Rapsozii mei din partea Brânciului n-au primit niciun telefon. Dar trecem peste asta. Te întreb o chestie. Din altă zonă muzicală, pe cine ai invita alături de tine? Cu siguranță s-ar găsi mii de duete, cum am făcut noi chestia asta. Da. Categoric de azi încolo te-aș invita pe tine. Până azi poate nu mi-aș fi permis că nu am fost așa... Nu mi-aș fi permis că nu ne-am cunoscut sau nu ne-am întâlnit. Na, mira așa. Dar o să fii pe listă. O să te fac cu telefonul, să văd eu ce spui atunci. Andra. Pentru că, bineînțeles, ea e și cu muzica populară și cu muzica de petrecere și cu muzica ușoară. Ea chiar a fost invitată la concertul meu, doar că n-a reușit că avea foarte multe filmări cu Pro TV-ul și avea multă activitate. Cred că voi doi ați fi din muzica ușoară. Atât? Uh-huh. Da. Îți dai seama că eu când am cântat cu Andra chiar de Revelion, da. mă gândeam, zic, mă, uite cum... Niciunul dintre noi n-a zis, domne, vreau să cânt cu Brânciu sau vreau să cânt cu Andra. Ne-am potrivit. Și cred eu că una peste alta, că anumite momente sunt esențiale în istoria sau în dezvoltarea, desfășurarea vieții noastre, acest revelion a fost interesant și pentru că atunci, mă uitam în jurul meu, am văzut câteva
persoane pe care vroiam de mult să le cunosc, printre care erai și tu. De multe ori am încercat să colaborez cu Andra, nu s-a putut, ni s-a dat un telefon, vrei să gândi cu Andra? Și ei, respectiv, vrei să gândi cu Horia și așa mai departe. Dar mă bucură ce spui și cred eu că spectacolul trebuie să aibă... A căzut racheta. E un semn. Trebuie să te apuci de tenis. Eu. Nu a căzut pe partea mea, a căzut pe partea ta. Eu cred că în melodiile astea românești trebuie să existe și melodii rapide, și melodii lente. Una dintre melodiile lente, care de fiecare dată, atunci când o aud, mă gândesc, mă, cine a făcut melodia asta? Cred că a fost un om formidabil. Iasă, cântă Cucă, da. Dar înainte să cântăm piesa asta, că ziceai că într-un spectacol trebuie să existe orice, dar într-adevăr, și atunci când ai un spectacol al tău, este frumos și, nu, cred că e cel mai fain să ai prieteni alături. Eu, în decursul celor 5 ediții ale mele la Cluj, la Teatrul Național, am avut nume mari lângă mine, dar n-am avut pe nimeni din muzica ușoară. Urma să am, dar a venit pandemia și n-am mai ținut concertul. Aha. Dar am avut, am cântat, de exemplu, cu Nicolae Furduiancu, am cântat cu Dumitru Forcaș, pe care l-am și amintit mai devreme, regretatul maestru Dumitru Forcaș, și chiar cu dânsul a fost pornit conceptul concertului meu la Cluj. Cu Ioan Bocșa. Ioan Bocșa, da. Un... Gândește-te alt... că încet, încet... aproape sufletului meu. Eu am cunoscut pe toți de-a lungul vieții mele, pentru că m-am întâlnit în diverse ocazii cu ei, pe la anunți, pe la sărbători de oraș și așa mai departe, și de fiecare dată mă gândeam, omul ăsta este o poveste în sine. Care? Fiecare om pe care l-ai pomenit, e o poveste în sine. Și și toți au avut un lucru pe care l-am învățat-o de la ei. Când te prezinți pe scenă sau în mijlocul oamenilor, să nu o faci cu trufie. Și am văzut că erau foarte smeriți așa și foarte liniștiți și dădeau binețe fiecărui om pe care îl întâlneau și ziceau, așa trebuie să mă comport și eu. Și îți dai seama că eu la 20 de ani, când îi vedeam pe oamenii ăștia venind în TVR, ziceam, ăsta, așa trebuie să fie comportamentul unui om normal, știi? Ăsta este finalul de la piesa asta, ca să ai ambele piese. Dragii mei, nu știu dacă auziți, dar din Bucovina se aude un cuc. Îl știe toată România. Haide, haide! Și merge cu sarmalele. Îi cântă cucu, bate-l vina, de răsună Bucovina. Cântă cucu, bate-l vina, de răsună Bucovina. Cântă cucu într-un prăduț, de răsună-n cernuț, măi, măi. Într-un prăduț de răsună până la București, mă! Tu? Bine, Marius! Bine, Iora! Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, mă? Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Dar se întorc la primăvară. Asta e pentru cei plecați în străinătate. Da. Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Au
puful să duci în alte țară, de să întorc la primăvară. Înapoi când or veni, că pe mine m-or iubi mai mare. Muncilor cu creasta rară, nu lăsați nața să piară. Muncilor cu creasta rară, nu lăsați nața să piară. Că ne pierdeți pe casa voastră, țara noastră. Bine. Ai schimbat finalul. Da, bravo, nu e... Să nu moară țara noastră, să... Nu, aici totul se schimbă. Schimbăm acum în 2022. Aici se poate schimba orice, oricând, oricum. Și cred că să dea subscribe toți cei care iubesc România. Da. Și acum să vezi cum curg. Hai, scoate telefonul, dă subscribe. Păi ei s-au abonat deja. Aoleo. Cei care urmăresc podcast, deci sunt români adevărat și iubesc România. Să știi că am avut plăcerea să primesc mesaje din multe colțuri ale lumii, tocmai pentru că oamenilor le plac podcasturile astea, numai că la mine se cântă puțin mai mult. Și au zis, dom'le, vrem și noi să auzim muzică, vrem să auzim artiști pe care îi vedem doar vorbind, dar să cânte într-un spațiu de ăsta intim. Bine, cu sarmale. Eu nu cred că în România, în modul de față, nu-i sarmale și cu vin și cu... Nu mai este la vreun podcast, dar pentru că, cum am zis eu, există concurență, cine știe? Cine știe cine pregătește meniul? Avem 10 întrebări fulger. Adică ce înseamnă? Să răspund instant? Să răspunzi. În primul rând să răspunzi. No, hai să vedem. Băi, Cristian, iartă-mă, dar asta nu... Asta nu se fulger. 10 întrebări fulger! Cu happy end. Atât. Asta e fericire. Petrecerea continuă. Și petrecerea continuă, doamnelor și domnilor, cu 10 întrebări fulger. Unde nu răspund, mânc-o sarma. Un weekend liniștit în șimleul Silvaniei sau City Break la Paris? Na. Na. Lăduțo, răspunde-o pe asta. Da, uite acum, să față în față cu... Unde? Băi, Adi, fii atent aici la răspunsul ăsta. Adi, greu, a? Păi nu, că la șimleul Silvaniei pot să mă duc oricând. Aha, deci... Că-s acasă, înțelegi? La Paris mă duc mai greu. La Paris mă duc mai greu, nu mai umblu teleleu. Dar și să mă duc să-mi pierd așa weekendul în loc să mă relaxez, mă duc până la Paris. Mai bine stau la șimleu. Foarte bine, foarte... Aplauze, aplauze. Acasă, în patul meu, în camera mea, spire și relaxare totală. Vezi, bă? Dacă i-aș întreba... Iarba verde de acasă. Iarba verde de acasă. Dacă i-aș întreba ce vreți acum, să stați în casa voastră sau la Las Vegas? Stau în casa noastră. Cine ar zice asta? Mulți? În casa noastră din Las Vegas. Mergem mai departe. Okay, cu întrebările. Da. Întrebările noastre sunt așa. Invitată la o nuntă tradițională într-un restaurant sau pe o plajă pustie? Sincer, pe o plajă pustie, că n-am mai fost. Pe o insulă pustie. Da, să cânt pe o insulă pustie sau să mă duc? Nu, ești invitată la o nuntă. Invitată... Uite, e cu duș întors, nu m-am gândit la asta niciodată când am zis. Invitată ca și om normal, fără să fie cuvitare. No, clar, pe plajă pustie. Da, ne vedem. Care-i plaja ta preferată? Ai vreo plajă preferată? Ai fost pe vreo plajă care ți-a plăcut? Peste tot unde m-am dus mi-a plăcut. Că mie îmi place natura, îmi place frumos, îmi place, n-am treabă. Dar la nuntă m-am săturat, mă crezi? Să mai duc așa, mai bine mă duc pe o plajă. Bine, perfect. Triplicul. Fii atent aici, o întrebare foarte grea. Procentual. Cât din succes este talent, cât este muncă?
4% sau 3% talent și 7% muncă. Și noroc, restul noroc. Da, exact, și restul până la 100% noroc. Ce consumă mai mult ca studiu? Medicina veterinară sau muzica? Pe mine, dacă mă întreb, medicina veterinară, pentru că muzica n-am studiat-o deloc. Dar dacă atunci când ai concertele și când ai pregătiri pentru concert, tot muzică e, iau mult timp sau da, rivalizează cu pregătirea pentru veterinară? Nu. Bine, acolo sunt foarte multe cărți, sunt foarte multe boli pe care le zici, 7 animale domestice la care trebuie să înveți, fiecare are chestii diferite, inclusiv, nu știu. Adică eu dacă ți-arăt acum un animal, tu îmi zici exact... Acum, poate zi, dar nu știu dacă exact, au trecut 10 ani deja de când am terminat facultatea. Să intre bou moscat. Să văd dacă îl cunosc. Avem doar girafă. Îmi cer scuze, ia fără o girafă. Și mă așteaptă, ok, când ieșim. Să-mi spui dacă e băiat sau fată. Am înțeles. Deci medicina cred eu că necesită mai mult decât un spectacol. Spectacolul, perfect, îl înveți, textele, 10 piese, 20 de piese care le ai, le înveți, le cânți. Mic dejun, primit la pat sau îți place să-l pregătești și să-l dăruiești? Pregătit la pat. Adică primit la pat. Dar nu, nici primesc, nici nu-l pregătesc. Păi nu-i place micul dejun, hai, hai. Așteptă după. Eu de obicei sar peste micul dejun, deci nu-i bună întrebarea. Dar bei cafea de dimineață ceva? Nu beau cafea, nu fumez, nu beau alcool, nu mănc micul dejun. Mănânc așa pe la miază. Am un stil haotic așa. Vrem să cunoaștem mai mult despre tine, haotic, al Vlăduței. Dormit în mașină pe bancheta din spate sau șofat până la destinație? Șofat până la destinație. Ți-ți place să conduci, mai? Am condus foarte mult până de ultimii 2 ani sau 3 ani. Eram, cum să zic, eu mă duceam, eu conduceam, eu cântam, eu luam banii. Nu cred. Eu plecam la următoarea nu nuntă cred. Și când aveam momente la început când cântam pe negative. Eu dădeam stick-ul, eu trebuia să caut DJ-ul, ia stick-ul, dă stick-ul, șterge după aia ce ai lăsat. Și conduceam, ajungeam Andrei. La 4 dimineața. Andrei. Și ajungeam pe la 4 dimineața. Nu. Gata. Gata. Andrei. Strigă la altfel că poate te aude altfel. Acum. Managerul nostru se numește Andrei. El s-a născut în Vaslui. Andrei, vino, te rog frumos. Băi, am o veste. Deci când ai ieșit și tu puțin, erai căutat. Eram... Nu mă interesează unde erai, deci vino încoace. Așa. Blăduț are o problemă. Au fost ani în care se ducea să dea sticul la negative. Făcea contractele, lua banii, tot. Ia, numai ia cânta pe scenă, ia pleca, ia șofa, nu știu ce. Eu făceam poze, eu tot. Nu e bine, bravo, bravo, Andrei. Așa am ajuns și la o concluzie după mulți ani. Andrei, dă-mi puțin un scaun, te rog. Nu, de fapt nu un scaun, fii atent aici. Așa. Din clipa asta, Andrei, îți stă la dispoziție cu toate problemele. Mulțumesc, pe care le ai. Andrei. Am o rugăminte mare. Andrei, te rog frumos, vină mai aproape de microfon. Trebuie să fac și asta. Vreau să-i dedici, pentru că, iată, avem pro bono, tot pentru tine pro bono. Avem o persoană specială, Vlăduța, care e la începutul vieții, are 21 de ani. Plus 10. Acum, s-a căsătorit de 2 ani, cu 2 ani în urmă, vrea să facă 10 copii, pentru că așa e și Mleu Ștefanii, nu faci 10 copii, nu e așa. Și va are nevoie de un sprijin. Dar vreau să îi arătăm că sprijinul pe care le are ea nu este a fond de muzică. Clar nu. Adică nu se poate. Îl pui să cânte sau ce face? Cântă în locul meu. Uite! Managerul pe care trebuie să-l ai trebuie să gânde și în locul tău. Când te neșuma, trebuie să-l iei mai la locul. Cum preferi să chestia asta, Andrei? Spune-mi cum. Păi, dăm un ton. Dăm un ton, ia. Ăsta e tonul? Dacă stai din astea, gata. Deci perfect. Pe romanțe, nu? Pe romanțe, da, pe romanțe. Bine, și sună cam așa. Omule cu cai buni, mă, hai să facem câte un drum, măi, că și caii mei sunt buni, măi, dar sunt obosiți de drum, măi, că și caii mei sunt buni, măi, dar sunt obosiți de drum, măi. Hai, hai, cu trăsioara până de calul face la pas și apoi face popas. Hai, hai, cu trăsioara până-n iara mărioara.
Mulțumesc frumos! Aș vrea să bateți mâna, așa se bate mâna, așa. Salut, domnul Andrei! Andrei, ești Lăduța, tare. Mulțumesc frumos! Dar stai să înțeleg acum eu ceva. Tu iei în echipă pe toți cei care știu să cânte, adică... Bineînțeles! Nu... Shrek! Stamă, băi, stamă puțin! S-a făcut un musical despre el. Drept pentru care el știe foarte bine să pescuiască. Na, ai bune! Da! Nu prinde nimic, dar eu cred că are toată viața la dispoziție. Bun, deci mulțumim... să-mi iau manager care cântă. Îl dau afară pe Carmen. Carmen, băi, salut, ori înveți să cânti, pleci. Carmen învață-mă să cânt. Băi, îți face vocea a doua, a treia, a patra, a cincea. Băi, tu nici nu știi ce important e. Da, cred. Trecem la chestii mai domestice. Un film romantic sau o comedie? Un film romantic. Care e preferatul tău? Notebook. Aia mi-a plăcut mult. Ma. I Walk to Remember mi-a plăcut mult. Stai, opre, gata, m-ai lovit. De unde ai scos tu Notebook, mă? Acum nu mai poți continua. Ăla e și preferatul meu. Serios? Da. Lăsați-ne singuri, vă rog, colegi. Rapsozii branch-ului. Aveți liber. Să vă ducem un Notebook? Uite câte cărți sunt de aici. Extraordinar. Cum ai spus... Când ai văzut un Notebook? L-am văzut când eram în facultate, că e vechi filmul, cred că din 2011, este, cel puțin. Este, da. Da. Da, mă bucur foarte gusturi mult. Gusturi bune, nu ca hai cum are Neymar la muzică. Băi, eu stau mai bine. Băi, Neymar, ai speclit, a intrat în gura lui Vlăduța, s-a dus viața ta, auzi. Bun, Vlăduța, mamă, pălincă, vin sau whisky? Da, ți-am spus că nu-mi place alcoolul. Dar din toate astea care, așa, mai bine vin, că alealte îți dau fatala. Nu știu. Băi, niciodată n-am știut să cânt melodia asta. Am încercat să-mi învețe Feli, dar n-am reușit. Deci bun e vinul. Cum e? Cum se cânte melodia asta? Bun e vinul, ghiură, ghiuliu, da-di-da-di-da, di-da-di-da-di-da, cânde-i noi cu nopte-n-ziu, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Bun e vinul, mie-mi place, da-di-da-di-da, di-da-di-da-di-da, da-la-i-la-i-da-i-da-i-da. Da. Să spui tu că tu nu știi să cânti un cântec. Am crezut că numai eu. Am crezut că numai eu nu știu. E, da, nu știi, știi. Bun, fii atent aici întrebarea. Asta e grea. Operații estetice sau pe natural asumat? Cum adică pe natural asumat? Adică să fii tu așa cum ești. Da, pe natural asumat. Aleluia. Deși am o problemă aici cu unii oameni de pe Facebook. Ce s-a întâmplat? Au spus că am operații la față. Pentru că... De ce? Aveam la dantură lipsă un dinte. Acum, așa. Na, eram un copil. Așa. Și am purtat aparat dentar. Așa. Și automat dantura când e alta, e alta. It's normal, da. Informația buzelor. Da. Și plus că figura ta ca, nu știu, tânăr, când ești la 15 ani, la 16 ani, când eram eu prin concursuri, e alta la 30 de ani. Da. Automat, nu știu, sprin cenele. Mă ocup eu? Ocupă-te. Dragii mei, încă o dată vă arătăm poza Vlăduței când era... de 9 ani. Cu balamalele pe da? Stânga. Acum balamalele, da. Nu, am eu. N-ai tu poza, așa, mă. Și vreau să spun că e aceeași conformație. Dacă nu era aceeași conformație, eu am îmbrățișat-o, am mângâiat-o și pot să vă spun că e naturală. Bun. Leacuri Băbești sau medicină? Mie nu-mi place să iau medicamente, deci aș prefera Leacuri Băbești dacă m-ar și face bine. Perfect. Nu-mi plac medicamentele, nu le suport. Și ultima întrebare, cred că am ajuns la 11 sau 12, dar nu contează, cred că la 12. Ultima întrebare, fii foarte atent ce răspunzi. Cu sunet, hai. Ceva romantic sau dur? Nu, n-ai. Noi suntem la o nuntă, da? Asta e petrecerea ta de nuntă, da? Ai mâncat platou tradițional, ai mâncat sarmale, ai băut vin, ai băut... Acum duci acasă. No! Bun. Cristi? Da. No. Daniel? Atenție. Nu știu. Ce preferi? Furatul miresei sau perinița? Furatul miresei nu-mi place, că strici momentul anunții. Și mi s-a întâmplat să ajung la nuntă și fix atunci era furată mireasa. Bravo, băi! Și era furată mireasa și eu n-am cum să intru. Mai stai jumătate de oră până să gândești mireasa să vină? Stai, dar nu, ni s-a întâmplat nouă. Cântam pe scenă. Adică tu să oprești bunătatea de petrecere. Pentru oamenii se simt bine ca să... Mi se pare că se strică momentul nunții. Se strică nunta acolo. Vrei să facem o petiție? Nu se mai fură mireasa? Facem.
Și cred petiția, că le-ar plăcea și lor. Petiția nu se mai fură mireasa. Puteți să furați mirele, de exemplu. Chiar să schimbăm placa. După 2022 trebuie să fie ceva nou. Doamne și mai ales că la nuntă mireasa e cea mai importantă. Doamne și domnilor, dați-mi voie să vă prezint Perinița! Mulțumesc. Am mixat și dans și ăsta. Dar nu trebuia să punem chiar un șervet, o batistă din ăla. Ba da, dar nu mai am batistă. Nu, lasă că punem la cealaltă, mai punem facem... la cealaltă nuntă. Nu, nu, la nunta aia adevărată unde mergem și da, exact. Așa. Da, deci ești de acord cu mine că pe Perinița nu, nu furat-o. Nu suport chestia asta. Nici eu. Nu suport chestia asta. Deci aveam, ca să și spun, aveam odată, nu mai știu, 4 evenimente într-o zi. Așa? Și la mine erau pe ceas, adică nu există să mă decalez. Nu există să mă decalez pentru că ajung la ultima nuntă și oamenii nu-s vinovați. Corect. Ajung mai târziu. Și am ajuns la una, nu știu, cred că la a doua nuntă și nu-i mireasa. Dar eu începeam, invită mireasa la dans, unde mireasa? Unde mireasa? Mireasa nu-i. Doamne și domnilor, chiar dacă dispare mireasa, există... Tortul miresei. Tortul miresei! Este! Oh, mulțumesc! Așa bucătă, bunătate, bucătărie. Vai, 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 vai. Da, mai trebuie să-mi pun asta pe cap, voalul pe cap. Dar voi chiar mi-a dus și voal. Mă mulțumește-mi că nu ți-am făcut sau un batic din ăla, că de fapt ai, după ce s-o găta nunta, după 12 trebuie să pui batic eu, la... Da, da, vezi că eu n-am zis nimic de porjartier. Deci n-am adus vorba, am fost băiat drăguț. Și acum eu zic de voalul mireasei. Cum ar fi unul dintre noi să facă... Nu. Nu facem glume. Acesta este tortul de care spuneam. Deci am trecut prin toate zonele. Da. Zic dacă am mai scăpat ceva vis-a-vis de nuntă. Trebuie să mă gândesc. Nu, asta, cu plicul, coșul, unde punem banii? Sau cine ne pune banii, băieți? Asta nu m-am gândit cu banii. Băieți, ați adus banii? Acum ați cântat, da, banii? Cu plicul? Băi, e prima nuntă, pro bono. Ai cântat vreodată la o nuntă unde să nu vrea miri bani? Nu, dar am cântat la o nuntă din plăcere. Nu tu. Da, miri nu știu. Nu știu, am plecat de acolo. N-ai stat până la număratul, dar nu. Îți spune ceva, Diardi. S-am gândit așa. Dacă vine Vlăduța, vrem să-i oferim o surpriză. Și ce surpriză ar putea să-ți ofere? Pentru că ei fac picturi în ulei. Da? Oh. Ai ghicit? Ceva tablou cu mine, ceva? Ăsta. Wow. Ești tu, pictură în ulei. Ce tare. Realizat mulțumesc de prietenii mei de la Diardi. Mulțumesc din inimă. I-am întrebat, dom'le, există Vlăduța Lupău? Și au zis ei nu. Nu. Nu există? Ba da. Nu există o singură Vlăduța Lupău. Mi-a făcut cu mai multe. Există două Vlăduța Lupău. Aaa, ce tare. Asta e cu nepoata. Asta e cu nepoata. Mamă, chiar tare oamenii ăștia, mulțumesc. Asta e cu nepoata, uite, când am văzut fotografia asta am zis wow, exact așa am zis și eu, wow. Păi uite, vreau să le arăt. Asta e poza originală de la primul. Da. Așa? Eu sunt o colecționară de tablouri cu mine. Ca să dai seama că sunt narcisist. Pentru că e momentul cadourilor, mai am un cadou pentru tine. Și ăsta, pentru că tu nu ești fan a vinurilor, ăsta trebuie să îl dai lui Adi. Adi, de la Adi, ți-am dat un Chateau Valvis roșu. Mulțumesc. Îl pun la bagajul de cale, nu știu cum facem. E roșu. E spre Vișiniu dacă îmi prinzi ideea. Adi, perfect, am înțeles. Acum am înțeles că s-a uitat... Sper să înțeleagă. Dacă nu-i dai mesaj. Ce mai dăm? Mai avem. Aha. Ce mai avem? Acum dăm puțin tortul la o parte, din care o să te înfrupți. Puțin mai târziu. Da. Dar acum lângă noi. Dar văd că și sarmalele mi le iau mai repede. Sper că mă lași să termin. Nu ți le iau deloc. Bun. Vreau să-ți spun că Andreea mea face brățări. Tu? Da. Ce tare. Și acestea sunt din 5 brățări. Trebuie să alegi una. E foarte important să știi că aceste brățări sunt confecționate din, zic bine, metale? Cristale. Cristale semiprețioase. N-ai mai stat să te gândești.
Mamă. Pot să o iau pe asta? Da, normal. Iar acum îți spun ce ai luat. Să-ți scrie spinel. Are niște spinel. Da, dar are niște proprietăți. Iar acum vei asculta proprietățile, Vlăduța. Acesta curăță aura și facilitează împământarea, întărește intuiția și claritatea minții, ajută la vindecarea emoțională și a sentimentelor de furie și îmbunătățește modul de relaționare și rezolvarea problemelor cu persoanele dificile. Wow, deci dacă nu le rezolv, să știi că te sun. După mine. Deci dacă nu o să-ți mulțumească, Adi, pentru plătarea deci, asta, că rezolvă primele probleme, furia. Primele probleme ar trebui să le rezolvi cu Neymar, nu cu noi. Te rog foarte mult. Îi spui că are de făcut multe lucruri. Deci, unul la mână, o să-ți mulțumească, Adi, pentru ea. Super. Că dacă zice că rezolvă furia, o să fiu mai calmă. Doamne, nu ai putut mai repede să dea brățara. Dar eu nu te văd nervoasă. Nu, o am uneori, scăpări, nu, ca orice. Foarte bine, normal, ești normal, ești om. Mulțumesc frumos. Cu mare drag, îți mulțumim frumos. Poți să o și eu. Și pun, nu? Sigur. Da, chiar te ajutăm, pentru că eu nu știu să pun brățări. Și o să vezi că o să port până se rupe. Perfect. Și dacă așa, îți dau mesaj. Se rupe înseamnă că s-a încărcat și viața ei s-a terminat. Suport sănătoasă. Mulțumesc. O să vezi că mereu o să port aici. Uite, pentru că astăzi ne aflăm la ultima emisiune din sezonul 2, vreau neapărat să-mi duci dorul și să-ți dau un parfum. Poftim. Mulțumesc. Este un parfum mai special. Eu nu știu că tu ai parfumul. Nici o problemă. Afli acum. Și te rog frumos, doar când ești cu Adi. Și Adi când te miroase, a ce miroși? Și tu ți răspunzi, a Brânciu. Asta e tot ceea ce te rog să faci. Mm-hmm. Deci, mulțumesc, dar eu și n-am venit cu sticla de pălinca când mai intru cu masă de rușine. Și chiar mă gândeam când am venit, bă, să mă duc una acolo, dar zic, m-am uitat și la alții, n-au dus nimica. Nu trebuie să inițiativă, data viitoare te rog frumos să te preziți cu pălinca. Sau eventual cu Horinca. Băi, da, acolo. Îți mulțumesc, Horia. Cu mare drag, bucură de toate cadourile. Iar voi, dragii mei, vreau să vă spun cu tristețe că se termină sezonul 2. A fost un sezon mai lung, dar sper eu plăcut. Dar se gata întâlnirea noastră, e cam gata, că nu m-am uitat la ce. Nu, sezonul 2 se gata. Da, și noi? Mai stăm? Da, mai stăm, normal că mai stăm, nu plecăm nicăieri. Unde te grăbești? Stai acolo. Eu sunt aici. Matusalem. Mulțumim celor care ne-au fost alături în toată această perioadă. Mulțumesc foarte mult fotolului de pe care m-am ridicat, Commodore. O să mă relaxez în continuare pe el. Suntem recunoscători pentru că al doilea sezon consecutiv Aqua Carpatica și Chateau Valvis, vinul Chateau Valvis au fost lângă noi și sperăm că ne vom reîntâlni curând. Iar voi, dragii mei, până ne vom reîntâlni, să fiți sănătoți și așa cum zice cântecul pe care îl cântă colegii mei acum, în viață vi se întâmplă foarte multe lucruri simple. Eu zic să vă bucurați de ele. Să vă bucurați de Vlăduța, de zâmbetul ei, care este natural. Să vă bucurați de tot ce vi se întâmplă și să fim mai generoși unii cu alții. Vă îmbrățișăm și ne vedem în sezonul 3. Dar până atunci, noi trebuie să vă cântăm melodia Lucruri Simple. Da, înainte vreau și eu să zic ceva și mă oprești aici, în tai. Da, nu. Iar acum dau cuvântul prietenii mele, alături de care ne-am descoperit reciproc, Vlăduța, Marioara Rus Lupău. Dar vreau să-ți mulțumesc, dacă tu mulțumești la toți oamenii care sunt alături de tine. Așa. La fiecare întâlnire cu invitații. Și vreau să-ți mulțumesc pentru că din inimă îți spun, e o onoare pentru mine să fiu la acest podcast și alături de tine, pentru că, așa cum am spus la început, am crescut cu muzica ta și nu m-am gândit că o să mă împrietenez vreodată cu Horia Brânciu, sincer, și îți mulțumesc. Eu mulțumesc tare frumos. Abia aștept să ne vedem oriunde. Ceea ce vreau să-ți spun este să fii deschisă la toate nebuniile. Câteodată e mai bine să fii nebun și să faci experiențe decât să ai regrete și să stai cu minte în banca ta. Păi eu nu prea am fost la podcasturi, două podcasturi în viața mea, și știi când m-ai invitat și am zis, nu-mi place așa să mă deschid așa oamenilor, însă am zis, eu nu am cum să refuz pe Horia Brânciu, nu am cum, trebuie să mă duc. E, și atunci nu ai cum să refuzi această bucată muzicală în care la lucrurile simple este importante. Oh, 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 oh. Să fii mereu același om fain și artist minunat. Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc.
azi nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palma ta, pentru mine n-ar fi prea puțin. Bine, bine! Nu caut cuvinte greu de înțeles, nici multe motive ca să-i iubesc. Și refrenul vine acum, atenție! Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mie de-ajuns dar muzica, mie de-ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra. Așa cum ești, când mă cer și când mă ierți, și speranța că nu te vei schimba. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața pe lângă perna ta. Sezonul 2, ne vedem la sezonul 3. Mulțumim Aqua Carpatica și Chateau Valviz și îmbrățișări și iubire, dragă Vlăduța. Mulțumesc, dragă Horia, să fii bun și sănătos. Hai să mâncăm restul de sarmale. Hai. Hai. Hai că nu ne vede nimeni. Hai să bem tot vinul și să mâncăm toate sarmalele și vezi că a rămas din platou. Și rățuștele. Hai la baghet. Aoleu, rățuștele. Gata, s-au gătat?